Sunt Tudor Mușat, ești la This is the Story. I-am spus de la început podcastul în care discutăm despre câte un story, un subiect despre care vrei să afli și să înțelegi mai multe, subiectele provocatoare de impact, cărora le aducem context și explicații, și ce subiect mai provocator, mai de impact, mai dramatic decât drogurile. În ediția asta o să vorbim despre consumatorii de droguri și despre cei din jurul lor. Toată lumea are o idee despre ce înseamnă drogurile, că îți fac rău, că provoacă dependență. Dar câți dintre noi știm oare să ne comportăm cu cei din jurul nostru care consumă droguri, care sunt dependenți? Dacă tot vrem să facem ceva, indiferent ce ne animă, oare ce putem face să fie cât mai țintit, cât mai eficient ca să ajutăm realmente? Despre toate stau de vorbă cu medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Gabi, salut! Îți mulțumesc foarte mult! Nața bună! Mulțumesc de invitație! Suntem bombardați cu tot felul de statistici care ne spun când, că a coborât foarte mult vârsta, care ne spun unde, ne vorbesc despre mediu. Cred că întrebarea esențială este de ce? De ce începe când se afla foarte aproape de moarte Christopher Hitchens, unul dintre eroii mei, în scrierile lui despre cancerul care îl consuma, spunea următoarea expresie. Spunea, am întrebat abisul de ce eu? Și din abis a venit o voce care a răspuns de ce nu? Și, în fapt, de fiecare dată când întreb de ce consumă oamenii substanțe de uz recreațional, de ce beau, de ce se droghează, deși expresia nu-ți ascund că îmi repugnă, pentru mine în simetrică măsură, observație, dar de ce nu? Avem creiere și nu numai noi, majoritatea mamiferelor, păselor, reptilelor au creiere care sunt înzestrate, genetic și epigenetic, cu celule specializate în ceea ce înseamnă căutarea și obținerea plăcerii. Dar aș vrea să fie înțeles acest cuvânt în sensul lui nu în sensul cultural. În sensul că, în fapt și de drept, pentru materia vie, obținerea unui feedback pozitiv cumva folosește sau aș putea să spun instrumentează o ranforsare un anumit comportament și în egală sau simetrică măsură în momentul în care se lovește de un stimul aversiv sau dacă se lovește de o formă de amenințare, evident că se va adapta. Între, și evident că și Sigmund Freud a observat asta acum peste 100 de ani, între căutarea plăcerii și evitarea durerii se petrec majoritatea evenimentelor din viața noastră. Acum ai putea să conceptualizezi consumul de substanțe ca fiind, în fapt și de drept, o căutare compulsivă a plăcerii. Dar, de fapt, biologic vorbind, s-ar putea că problema nu este la acest capăt, ci la capătul celălalt. Cu alte cuvinte, de multe ori a fost observat, și e o chestiune documentată suficient, aș spune, din punct de vedere neurobiologic și neurofiziologic, persoanele care la un moment dat obțin plăcere, dar cumva vor persevera în, în căutarea acelui stimul sau în obținerea acelei senzații, au dificultăți în ceea ce privește umplerea paharului, au dificultăți în ceea ce înseamnă procesarea reacției aversive. Parte din această discuție pe care o avem, am putea să o păstrăm la nivelul științei, dar ea de fapt este o discuție mai largă, este o discuție de fapt politică, este o discuție de politici, este o discuție de sănătate, este o discuție de, dacă vrei, propagandă și antipropagandă și în mod obișnuit în războiul cuvintelor știi că se spune că de fapt prima victimă este adevărul. O rolul meu ca medic este pe cât posibil să păstreze o cum până adevărului, acolo unde oamenii credem că o să ajungă polarizați. Unii vor fi din ce în ce mai, să le spunem, hedonii și o să-și afirme dreptul de a fuma ce vor ei sub soare și poate că au dreptate, alții vor deveni din ce în ce mai conservatori până la punctul la care ar fi în stare să declanșeze un veritabil de război cu sulițe și târnăcoape împotriva unei populații pe care eu o văd ca fiind vicioasă și viciată în același timp și pe care își imaginează că o, o să o stârpească, știi? Pe mine chestia asta mă intrigă. Adică, fantezia asta, până la urmă, un pic bolnavă, că putem să ajungem într-o bună zi, să trăim într-o societate în care nimeni nu se drogează, dacă vrei să folosești termenul ăsta, în care nimeni, de fapt, nu mai are o adicție, în care nimeni, în fapt și de drept, nu mai abuzează de nimic. Tu dai seama că este o distopie, de la un punct încolo, caricaturală. E un dat ăsta să vrem să consumăm genul ăsta de substanțe? Pe păi nu când vezi tot felul de fețe luminate, mai mult sau mai puțin în poziția lor, știi, mecanotronică oficială, că spun vom lupta, vom învinge, o să stârpim, o să facem, o să eliminăm flagelul, îmi place cuvântul ăsta. Asta e un cuvânt care pentru medic psihiatru e rezonant, așa știi, devine în sine o melodie. Medicul ca medic, îmi imaginez ce resimte consumatorul, anturajul, familia, când Mai, majoritatea, majoritatea pacienților mei care consumă substanțe și care sunt cuprinși într-o formă de îngrijire direct și sau indirect legată de consumul de substanțe, credem că s-au antifonat de mult vis-a-vis -vis de acest gen de discurs. Și asta e o altă problemă. Camerele eco în care funcționăm. Pentru că sunt cu cât sunt mai inveterați, știi că e ca și în povestea cu, cu minoritățile de alte orientări sexuale, cu cât erau mai inveterați senatorii americani care arătau cu degetul cu atât exista statistic șansa mai mare că personajul respectiv era el însuși minoritar și practica o homofobie de-asta turbată. La fel și aici. Uneori când mă uit la oameni care sunt extrem de violent verbal împotriva consumului de substanțe, în mintea mea există cumva un Jiminy Cricket, un greieraș care spune aia tipul ăsta probabil fumează și el. Ceva. Deci prima chestie ar trebui să fie să dispară asta cu flagelul și genul ăla de afirmați ce nenorocire s-a ajuns Nu da, în camerele asta nu ajută, ecou, înțelegem În camera ECO nimeni de fapt nu este foarte mm -hmm. interesat să audă sau să obțină informație dinspre cealaltă tabără, dincolo de barieră, dincolo de dacă vrei prejudecăți și stereotip Știi de ce te întreb? Pentru că ne-am propus într-o oarecare măsură să facem un fel de ghid explicativ un fel de how-to, dacă vrei despre cum să interacționezi cum să ajuți, dacă poți să ajuți Uh, și atunci te-aș întreba uh, cum să-și dea seama un tânăr, de pildă, că cineva din anturajul lui consumă droguri. O să le zicem vre... droguri, o să le zicem cum vrei, substanțe. Uite, vis-a-vis uh... -vis de chestiunea asta, uh, cumva în, în, în preludiul la ce urmează să spun... Uh... În, în, în viața mea profesională nu le mai spun de mult droguri. Okay. Pentru că este un termen care are o anumită conotație, o anumită peiorație, care are o anumită istorie în spate și care, culmea este folosită inclusiv de consumatori de multe ori, dar observ că psihologic oamenii se autodistrug mm. în felul în care spun sunt un drogat. E un strigă de ajutor acolo, este o formulă suferinței acolo. Dar le recunosc că l-am folosit așa ca pe un fel de cuvânt universal, un fel de cheie de înțelegere Deși pentru toată e. lumea. Ce ar trebui să folosesc? A, nu există la momentul de față, dacă vrei, un termen care să fi fost consacrat în locul. Eu am propus substanță de uz recreațional sau sur. Critica unora la adresa termenului folosit de mine este că, vezi, doamne, deodată sugerăm că ar fi ceva plăcut în uzul recreațional. Și nu atât de grav. Da, adevărul e că de acolo începe. Adică este absolut stupid să presupui că cineva deja de la vârste din ce în ce mai precoce, asta poate discutăm va interacționa cu un compus, care ar fi el, black box. E o cutiuță neagră, dar în care știm că obținem plăcere. Din alt motiv decât pentru a trăi o recreație. Și trăirea recreației la începuturile consumului se întâmplă în companie. Adică aproape niciodată, n-am să spun că este 100% valabil, dar aproape niciodată primul contact cu o substanță de uz recreațional sau primul contact cu o substanță, fie ea oarecare, dar care va genera o modificare a dispoziției, instantaneu sau la scurt timp după aia, se întâmplă solitar. Se întâmplă cu un prieten de-al tău, se întâmplă cu gășcuța ta, se întâmplă cu colegii de clasă într-o excursie. Se întâmplă, foarte interesant, se întâmplă pentru că există un promotor care a avut experiență anterioară cu substanța, cu pricina, și care în momentul respectiv partajează jucăria lui cu oameni din preajmă. Acest promotor, dar e, e o întrebare pe care eu după toți anii mei de practică mi-o pun, acest promotor să știi că deja probabil că a avut și el o experiență adversă cu asta. Și atunci se ridică întrebarea psihologică, când îi spunem promotorului, unul la vârstă mică, 12, 13, 14 ani, păi da, omul ăla dacă a trăit și în tunericul substanței, de ce ar împărtăși asta cu prietenii lui? Și răspunsul este pentru că, dacă te uiți și mai în spate, deci dacă, dacă faci și mai mult întorsul benzii magnetice către origini, există cei drept vulnerabilități de început. Adică oamenii intră pe traiectoria consumului încă dinainte de naștere, dar de fapt de când se nasc. Și putem să prezi... Știi că asta e o chestie care pe mine mă intrigă pe undeva. Putem să prezicem chestia asta. Când vine vorba de tot ceea ce înseamnă comportamente disruptive și traiectorii de viață în care la un moment dat oamenii externalizează. E un limbaj deja tehnic. Ce înseamnă că externalizează? În procesarea anumitor emoții care nu sunt tocmai coșori pentru individ, sunt unii care le internalizează în sensul în care îi vezi că se izolează, sunt un pic mai temători, sunt o parte. Sunt alți puști care, și copile, deopotrivă, care externalizează, care spar, care aruncă, care sunt zgomotoși, bla bla. Dar traiectoriile acestea pot deja să fie observate încă de la 3, 4, 5 ani și mergând mai târziu, către 7, 8, 11 ani, vezi cum se lărgește plaja de contact cu consumul. Eram ieri la o întâlnire, nu contează în ce context, și eram cu, cu colegul meu, cu doctorul Abagiu, care este un, un dicționar ambulant de adictologie când vine vorba și de substanțe foarte hardcore. Și omul spunea un lucru, uite avem cercetări bună oară, că folosirea de băuturi energizante este înalt predictivă pentru consumul de substanțe psihoactive mai târziu. Asta e o chestie absolut genială dacă stai este. Deci, Bă, dar dacă am controlat noi vânzarea de substanțe de, de băuturi energizante către minori, oare n-am obține ceva mai jos pe vale? Și asta, de exemplu, face România acum și asta fac și alte țări. Treptat, treptat ne dăm seama, unul la mână că am folosit limbajul greșit, Doi, la mână, că de fapt nu ne-am uitat la fenomen, ci am venit cu propria noastră reacție, vezi, doamne, pravoslavnică, la. Și trei, la mână, am cheltuit o poală de bani, noi, umanitatea, nu doar noi, România, o poală de bani care nu a servit în cele din urmă decât traficantului și traficului. Bun, mă întorc la ce spuneai mai devreme, că acum ați convins că a rămas acea întrebare. Stai puțin, de când văd cum se manifestă copilul meu, pot să identific un pattern care l-ar putea duce spre consumul de droguri, apropo de ce spuneai mai devreme, de cum La au luat acele reacții se așa. interioare, exterioare. La început nu se numește așa. Nimeni după ce a, ce știu eu, prizat ceva sau a inhalat ceva sau a fumat ceva sau a băut ceva nu spune O oh, Dumnezeule Mare, m-am drogat. Nimeni nu spune chestia asta. Majoritatea o să spună m-am simțit bine cu și mei. Uh -huh. Discutând de-a lungul anilor, uite, vezi dacă vrei putem să intrăm și în subteranul ăsta, discutând de-a lungul oamenilor, cu pacienți de mei consumatori, am avut cumva curiozitatea să întreb sau într-un fel sau altul să aflu ce știau ei despre proprietățile substanțelor pe care le consumau. într-un context mai larg, dacă vrei să te uiți la educația formală a unui individ și îl întreb bună oară, să luăm așa de la început, dacă știe cum transformăm mâncarea în energie, s putea să constați că sunt foarte mulți oameni care nu știu cum ajunge dumicatul să fie convertit în jol sau în calorie. Habar. Dar mai mult decât atât, întrebându-i despre, despre unde acționează substanța pe care eu o luau, mulți dintre ei nu știu că ajunge în creier. Mulți dintre ei nu știu că poate sau nu să fie legată de reacția de răspuns la recompensă a creierului. Și iarăși ceea ce este foarte curios. De fapt și de drept, motivul este super simplu pentru care caută. Repet, este recreație, este plăcere, este senzație, este ceea ce se cheamă în, în jargon un trip. Și elementul crucial care, care funcționează nu e nici pe departe ceea ce ne imaginăm noi știință, educație, biologie, neuroștiințe, nu e încrederea. Multe dintre ritualurile acestea, care sunt practicate de zeci de mii de ani și care sunt practicate la vârste inițiatice, mici sau foarte mici, au ca ingredient material încrederea. Sunt lucruri care forjează mici companii, care forjează mici frății. Fiecare copil crede măcar care are acest drive de a face parte dintr-o comunitate. Dacă la un moment dat cheia comunității devine și prin forța atriției, adică nu mai sunt alte variante de a interacționa om cu persoană, s-ar putea că drogul, Ial cu ghilimele, să devină o cheie de socializare. Un fel de și atunci, așa. iarăși, merită să spui problema. Bun, noi cu ce ne luptăm, de fapt? Ne luptăm cu fenomenul terminal, adică ajungem la momentul în care intrăm și noi în ultimul act și luăm o decizie despre ce s-a întâmplat în episoadele anterioare, sau încercăm să venim un pic mai înainte și, de această dată, folosind un limbaj pe cât posibil neutru și pe cât posibil simplu. Cum vii? Cum vii înainte? Mă, eu fac Cum treaba asta de a deși probabil că e mult spus. Fac treaba asta de a vorbi cu copiii, și uite, acum că discut cu tine, îmi dau seama. Eu, prima oară am făcut chestia asta. Eram încă în Canada. Eram în 2006. Sunt 18 ani de când fac parte asta. Prin partea asta, înțelegând, merg în școală, discut cu puși la diverse vârste. Când, când eram în, în, în Montreal, când lucram acolo. Exista o fundație, n-am să-i spun numele, care aveau astfel de campanie de conștientizare vis-a-vis -vis de, nici măcar nu vorbeau de substanțe, vis-a-vis -vis de creierul uman. Ei, ei ajunseseră cumva la o concluzie intermediară, că este absolut stupid și useless și inefectiv E lipsit de orice eficiență să te duci cu așa da versus așa nu, cu o pancardă. E inclusiv să te duci cu, ce știu, rețete de succes, foști consumatori care astăzi sunt dâși membri ai societății. Nu, ei mergeau la originea asta simplă. Pe păi măcar, spuneau oamenii, măcar dacă le-am dat puștilor un instrument încât să-și dea seama că au un creier, Că funcționează într-un anumit fel, că este vulnerabil la anumite chestii și care și are anumite calități. E, și o, oamenii ăștia, în anii cu pricina, unor spun povestea asta, um, făcuseră un parteneriat cu universitățile din, din provincie, din, din Quebec, și într-o anumită zi, care, care se numea, de fapt era o anumită săptămână, Săptămâna Conștientizării Creierului din universitățile respective, eu fiind la una dintre ele, te duceai frumușel și luai niște găletușe cu un creier de vițel, care seamănă destul de mult macroscopii așa cu un creier uman, și apoi îți desemnau o școală sau două școli unde mergeai și vreme de câteva ore interacționai cu puștii, puteai să-l arăți un creier, puteau să mână mâna pe el. E un model pe care, pe care îl, îl făceau oamenii acum, repet, mai bine de 15 ani și au continuat să-l facă. La un moment dat, dacă nu mă a au venit și în România, n-a zburat foarte mult puișorul acela, la fel cum și alte proiecte n-au zburat foarte mult în, în România, îndeosebi pentru că e nevoie de bani. E, e nevoie de bani și e nevoie de un management de proiect destul de țapăn și destul de matur, ori nu ne fură Deci tu zici că dacă o să ai interacțiunea asta cu creierul, cu ce înseamnă el, mm -hmm. cu vorbitul ăsta despre puști, o să facă legătura, mm -hmm. la un moment dat că ceea ce fac ei sau cineva din anturajul lor va ajunge să producă damage, și mai daune e, și mai acelui creier despre care știu ei atât de multe? Exact. Da? E, e, e o chestie care, care ar putea să meargă în zona aia. dar mai e un lucru și am rămas cumva la ideea ta apropo de consum. Um, din piața consumatorilor, dar într-adevăr se selectează unii oameni care o să dezvolte probleme, tulburări, um, boli. Există o pâlnie inversă. Pentru anumite substanțe este o pâlnie foarte lată la bază și foarte îngustă la vârf, în sensul că la vârf oamenii care ajung sub îngrijire medicală sau toxicologic. La majoritatea consumatorilor, în fapt, o să aibă o recreație și viața merge înainte și la revedere. Există alte substanțe pentru care, de fapt, nu e o pâlnie, e un cilindru de-a dreptul. Când eu eram puști, am fost contemporan cu venirea, între ghilimele, drogurilor de mare risc în România în varianta open source la liceu pe care îl făceam eu în anii 90 pentru prima oară în curtea liceului și e un lucru cumva istoric, s-a fumat crack cocaine. Cineva o obținut, evident eram în centrul capitale, evident acolo erau majoritatea puștilor de bani gata, în fin, n-am să intru foarte mult în detalii, dar uh, heroina și, și crack cocaine și așa mai departe erau considerate tradițional ca fiind droguri de -astea de tip cilindru, în alta dictogene. Știi era cumva legenda asta, dacă ai pus odată gura, gata. S-a mm -hmm. terminat de la prima doză, ai fost în lănțui, s-a întâmplat ce știu eu ce. Um, ade adevărul uneori este o funcție de nuanță, nu este o funcție de articulație. Și de fiecare dată poți să pui o nuanță în, în zilele noastre bună oară, Ca să vezi unde pot să ajungă lucrurile astea. Heroina nu mai este o așa de mare problemă în România. Din diverse motive. Însă, Criza de heroină, o să sune foarte ciudat ce spun acum, dar e o, e o, realitate pe care trebuie să o punem și pe pe masă. Criza de heroină, criza de ofertă de heroină, ca a fost războiul din Afganistan, de exemplu. Acolo a fost o întreagă nenorocire cu piața originară de opiu. Că a mai venit un război la un moment dat la granițele României, știi, au fost perturbate căile astea de transport de cărăușie de, de droguri. Sau America de Sud, ce s-a întâmplat după moartea lui Hugo Chavez și acolo, ea, e un, un anumit fenomen. A făcut ca producătorii și traficanții să se reorienteze către... Către altceva, până la urmă, da, ca orice alt business. E un model de business să știi că e legitim modelul de trafic de substanțe, chiar dacă ce livrează ca produse sunt ilegale. E, și au ajuns. La momentul ăla de, de gătuitură în care au început să fabrice opioide sintetice, adică au furat rețete cu ghilimele de ligoare din zona aceasta de medicină, farmacologie. Și a început criza uh, fentanilului și a carfentanilului, care e o chestie mult mai îngrozitoare medical vorbind decât era odinioară heroina. Și în acest punct de vedere cu o letalitate și cu, cu probleme la capătul consecințelor mult mai, mai serioase. Ceea ce a născut și întrebarea păi noi nu cumva prin atitudinea pe care o avem, prin pedepsele pe care le aplicăm, prin hoții și vardiștii care se întâmplă în piață, nu facem decât să creăm obstacole creative pentru producători, dar în cele din urmă și să ne înstrăinăm turma noastră de miare pe care... Presupunem că o apărăm, adică nu facem decât să îi împingem pe cei care oricum sunt în căutare, în loc să meargă, să zicem, către zone care sunt mai la lumină, în zone din ce în ce mai întunecate, în care consumă lucruri din ce în ce mai ieftine, din ce în ce mai toxice, din ce în ce mai. Bun. Feroce Își poate asuma pentru statul sau vreo autoritate rolul ăsta să spună, băi, dacă tot consumați, consumați și voi doar anumite chestii. Nu, eu am să spun un lucru, eu nu prea înțeleg ce caută statul în discuția asta. Sincer, îți spun. Uh, Mi-aș imagina că, în cele din urmă, statul este în aceeași audiență ca și ceilalți când stau de vorbă medicii sau când stau de vorbă experți în politici de sănătate. Dar, în fiecare grup de lucru în care sunt, evident că o să vină oameni care sunt reprezentanți ai poliției, ai procuraturii, ai di-cotului, ceea ce e corect, e ok. Dar că acești oameni ajung să participe la un act medical de politici de sănătate, deja pentru mine devine un pic frisonant. De ce? Pentru că ei nu fac decât să condiționeze o chestiune care, care ține de, dacă vrei, drepturi și libertăți, așa cum ar trebui să se întâmple. Într-o țară, bun, există niște oameni care fac niște legi legile respective participă la sănătatea, nu știu, urbei. Dar în medicină, intersecția aceasta cu elementul juridic ar trebui să fie mai degrabă medicală decât juridică. Evident că sunt subiectiv. Bun. de o să ne întoarcem la familie și la anturaj, și la acel cum să facem să depistăm niște lucruri. Ai zice ceva foarte interesant: că promotorul din grup, care răspândește, nu? și îi tentează, să zicem, și pe ceilalți, sau le împărtășește din experiența lui, nu menționează partea negativă no, pe nu. care a experimentat-o. Nu, no, nu, no, nu. No. De ce oare? Că dacă scoți din ecuație ideea de vânzător, de traficant, Rămâne un om care împărtășește experiențele lui cu bune și cu rele, așa cum facem cu oricare altă experiență. Atenție, mi-a plăcut Aude. undeva sau ceva, dar nu știu ce. Să Ori spun, aici lipsește să spun chestia asta. De ce lipsește? Hai să spun o poveste. Uh, tu și cu mine suntem născuți în comunism. De asta o să spun o poveste care e contemporană nouă și o să te aduci aminte că, că probabil și tu ai trăit-o. Uh, nu prea erau uh, la îndemână mingile de fotbal înainte de 89 erau mingile de 35, le, le, mai știi, toate erau cumva ovalizate, nu puteai să tragi la poartă foarte bine, dar dacă era ceva și mai rar decât mingile de fotbal alea de piele, erau Adidas și cu crampoane. Mai știi, era, erau rarisimi Adidas și cu crampoane. Ei, eu mi-aduc aminte în copilăria mea, într-o școală, într-o suburbie a Bucureștilor, în anii 80, cât, cât de mișto era tipul, n-am să-i spun numele, dar acum că povestea mi a -am aminte de el, care venea la școală, cu o plasă de aia de un leu, în care avea o minge de piele și Adida și lui cu crampoane. De unde făcuse rost că sau mai de ei, numai Dumnezeu știe. Dar la momentul la care se termina școala, deși, doamne iartă mă, terenul de fotbal din curtea școlii, <gânghe> că stai să te gândești era un pic ciudat, era bă, asfalt. Ce să faci crampoane pe asfalt? Păi da, nu, puștiul, tacticos, scotea mingea, coagulau toți miei din prejurul lui, hai să jucăm un meci și își punea Adidas și cu crampoane. Este ridicol dacă, 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 te uiți acum la distanță de cât de cât idioți eram, dacă de frumoși eram. E, acum transplantează mingea de fotbal în discuția pe care tu și cu mine o avem, papuci cu crampane și o să vezi că există psihologic elementul ăsta de dezirabilitate socială. Vrem și noi. Vrem și noi. Dacă un copil la 5, la 6, la 7 am venit un alt copil cu acadea în mână, o să zică lui mami, vreau și eu. Ce are copilul ăla? I-am și mie. E bine, ai spune că suntem toți în, în mod egal, susceptibil că dacă la un moment dat vine un puștulică sau o puștuloaică într-o excursie și scoate un pliculeț al gălbui, toți copiii, e, yeah! vrem și noi. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Iar își discutam cu Abagiu uh, zile trecute. O sursă de educație formală ar trebui să înceapă cu exercitarea dreptului de a spune nu. Ceea ce e foarte interesant. De exercitarea dreptului de a spune nu. Acum, uite-te la cum se întâmplă în familia românească, cu toate cărțile de parenting și cu toți guru și cu toate figurile astea, mai mult sau mai puțin înțelepte, ridate, care vin și spun așa, da, așa, nu. În cele din urmă, românul își crește copilul pe principiu să administrând obediență. Fă ca mine. Dacă eu ți-am zis să faci așa, faci așa. Dacă nu, intervine, nu știu, pedeapsă, sancțiune, tra la Dar mai poți să observi un gen de, um, nu știu, neoprotestantism ăsta, o revoltă împotriva creșterii tradiționale a copilului, și care este extrem de laxă. Copilul nostru mai e copil, e prietenul nostru, noi vorbim orice, nu că ar conta foarte mult la ceva, Lasă îi să lăsăm se toate libertățile, bineînțeles, da. să-și exploreze, creativitate, whatever, nu mai există granițe, nu mai există pedeapsă, nu mai există nimic, există doar întărirea egoului și dă și bagă și pompează în el ceea ce uh, face funcția de părinte deodată uh, extrem de fadă și extrem de străvezie. Ori fapt este că, luând așa de a fi rapăr când te uiți la elementele care ar putea să fie, nu știu, pilon de reziliență pentru un copil la momentul în care pur și simplu în lui într-o seară cu trei oameni îi se pune ceva în față și noi ne-am dorit să spună nu. E întrebarea pe care ți-o păi este mm -hmm. ok, ce putem să-i dăm încât admițând că vrea să... apropo, admițând că vrea să spună nu. Că dacă vrea să spună da, nu poți să-i spui altceva. Și, apropo, unii o să spună da, dar ajungem imediat la asta. Ce poți să faci încât să-l înveți să spună de o manieră eficace nu? Și asta e o chestiune care să știi că e din ce în ce mai des predată. Eu cred că începutul a fost, în chestiunea asta a cum să spui nu, a fost foarte stângat și introdus maselor. Pentru că i s-a spus asertivitate. Cine mama naibii mm. o să mănânce prăjiturica asta? Dacă spui asertivitate, e buș. Nu înțelege românul ce e aia... Ce știu eu... Kalashnikov, dar minte ce e asertivitate. Mm. Și să crești copii care, care sunt uh, pieptouă și aroganți, asta nu e asertivitate. Să crești copii care, care dintr-o dată nu mai recunosc anumite repere cultural sociale asta nu este asertivitate. În cel numai asertivitate înseamnă comunicarea coerentă, folosind un limbaj simplu, a unei dorințe sau nu. Sau unui refuz. Sau, sau unui, unui refuz. Vis. Cum să comunici de o manieră efectivă un refuz. Ori, să faci chestiunea asta, mulți părinți aleg calea condiționării. Și știi că ți-am spus la un moment dat, că în cele din urmă povestea asta, consumul de substanțe de uz recreațional este și o formă de căutare a unei recompense și sau de evitare a unei suferințe sau a unei pedepse. Dă-ți seama dacă tu, ca părinte, îți crești un copil cu ciocanul pedepsei, ciocan, 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 ciocan. E pe undeva greșit ce am să zic, dar totuși am sărit metafora asta. Nu faci decât să hrănești cu inele Nu faci decât să hrănești cu inele să te știe copilul de frică, să te știe copilul că ești tare, să, știe, să nu-ți iasă din vorbă, să nu-ți iasă din cuvânt. E bine, copilul ăla, că-ți convine sau nu-ți convine, îți va supraviețui. Și vine o zi în care, față de câinele pe care tu l-ai hrănit, va dezvolta o lesă. Lesa respectivă este comunitatea lui, că nu poți să-l ții doar în casă. Se duce la școală, mai vede și alte lucruri și alte obiceiuri, mai învață și alte poezii decât cea pe care ai zis-o tu. Dar în comunitatea respectivă, într-o primă fază, va căuta să aplice lecția de acasă. O să vadă că nu iese și atunci se va simți marginalizat. Știi că noi vorbim acum de bullying în școală, de ce se întâmplă cu tot fenomenul ăsta. Cum, doamne iartă, am, 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 aterizat fix în generația asta de copii care manifestă cruzime. Dar de unde a cruzime? Și între noi fie vorba, nu cred că e mult mai multă cruzime, a intervenit pur și simplu genul ăsta de uh, aversiune la a lăsa copiii să se mai și bată în curtea școlii, de a lăsa copiii să se mai și regleze într-un fel sau altul, de a și norma. Și Dar, totuși de unde vine cruzimea asta? Sau există uh, cruzimea asta? Băi, există cruzimea asta. În cele din urmă, uh, vezi tu tectonica plăcilor, când vine vorba de generații și stimuli la care sunt expuși, cum dezvoltă, dacă vrei, rețete de a cunoaște lumea, de a interpela universul, de a interpela natura, Treptat, treptat, în ultimii 30 plus ani, de unde, și nu doar în România, să nu vorbim doar de fo fostul bloc comunist, dar mai peste tot, de unde programul de televizor, radio, în, în, în orice caz de accesare de asta analog-digital a informației, reprezenta un trunchi mititel, a ajuns să metastazeze aproape în, fi, în fiecare domeniu al vieții. Astfel încât, astăzi, dacă stai să te uiți la activitățile pe care le desfășoară oamenii, într-o zi banală a existenței lor, pe feliuțe sau ca, ca plăcinta, știi, ca graficul ăla plăcintar. Aproape două treimi din existență, dacă nu mai bine, este desocializată. Adică e, e mufă, modem, internet, ecran, căști. Suntem, noi cei care am prins lumea dinainte, suntem poate un pic venalizație ca să folosesc un comportament sugestiv în timp ce protestăm despre droguri. Uite -te că și tu și cu mine, într-un fel sau altul, contribuim la mașinăria asta infectă de a păstra oamenii față unui ecran. Să nu pretindem că nu facem asta. Dar în, în orice caz. Dar după noi... Contăm vin... că ei și eu de acolo... Da, și ne spunem nu, ce, că noi suntem cei buni cei și... care furnizează... Ăia aia care da. furnizează conținut Bun. care e disruptiv, să În fine. Dar imaginează-ți cineva care doar a pomenit. Imaginează-ți un copil care doar a pomenit. Imaginează-ți ce se întâmplă treptat cu mintea umană, cu creierul uman, în contextul în care se întâmplă treaba asta. Nu vreau să vilific internetul nici pe departe. Nu vreau să spun că a trebuit să interzicem internetul. Ce caut să zic este că mecanismele de învățare ale creierelor s-au schimbat mecanismele de relaționare ale copiilor s-au schimbat și ele și nu mai merg predicile popilor de demult în altarul prezentului. Nu mai au cum. Și cred că avem nevoie, dacă e să ne dorim sănătate, să renegociem inclusiv termenul. Adică, sănătate înseamnă zero consum? E o întrebare care e deja adâncă. Sănătate înseamnă să dăm la palmă, să nu se apropie nimeni de nimic? Sau sănătate înseamnă mai degrabă reacție elastică, reacție rapidă, o formă de coabitare informațională, um, n-am să zic o reglementare sau o înlesnire a, a comercializării unor substanțe de uz recreațional, dar cel puțin pe anumite paliere, poate că merită să ne uităm mai atent la valvele de presiune pe care le creem. Adică eu nu vreau să fac. mai e o chestie pe care să o zic și, și continuăm. Eu nu vreau să fac ca medic vreodată poliție. Și mă întâlnesc cu polițiști, cu procurori, cu oameni care lucrează la NARC și așa mai departe. Și ei spun, băi, noi vrem mai multe la comunitatea medicală. Și am spus, băi, ce lume e aia în care doctor ajunge să facă poliție și poliția ajunge să facă medicină? Nu, hai să vedem fiecare de treaba lui. Îi schimbăm timbre dacă e nevoie, dar fiecare pe strada lui. Um... Dacă lucrurile astea nu funcționează cu așa nu cu asta care e uh, modul în care să zicem ar trebui să se comporte familia. Deci ai de ales între îți spune ți interzic să te mai vezi cu ea care consumă uh, te bizolezi, pur și simplu îți predic de dimineață până seara că nu e bine. Care ar funcționa. Te mut la altă clasă te mut la altă școală nu vedem chestii de genul ăsta. Um sunt atâtea lucruri de unde aș putea să iau întrebarea ta, pentru că în timp ce tu menționezi lucrurile astea, am așa mici uh, imagini, conversații avute inclusiv recent cu părinți de adolescenți cărora le-au găsit nu știu, marihuana în rucsac sau un pliculeț cu nu știu ce, sau, nu știu, momentul ăla e un moment oribil. Anum, hai, hai, să, hai să spunem prima parte. Hai să vedem pentru cum un e, părinte, cum, exact, cum îi faci și... E gol în stomac, e anxietate, Bine, ne referim la o familie în care nu există neapărat tradiționalul tată alcoolic și tradiționala mamă victima unui alcoolic. Da? Ne referim la audiența ta. <gângânt> nu știu, pare că sunt și din ceilalți. N-am de unde știi. Însă, prima mare dilemă pe care o au părinții care mă întreabă pe mine este eu ce fac cu informația asta? Ce fac cu informația asta? Oamenii sunt profund neajutorați. Repet, sunt din generația noastră. Noi am crescut cu, 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 cu anumite spălări ale minții, în ceea ce privește drogurile, drogații, în ceea ce privește genul ăla de devianță de, de la norma socială. Pentru că noi înșine am fost parte a unui experiment social în masă, în care eram un fel de oameni noi care lăudam partidul și iubitul conducător. Ăla era un alt fel de drog, apropo. Nu mai puțin vicios. Dar. Uh, Prima mea observație când părinții îmi spun că este asta. Și poate că sunt un pic tipicar, dar întreb cum am intrat în posesia acestei informații. Și oamenii îmi spun, bă, bineînțeles că am căutat în rucsac, bineînțeles că am căutat în telefon, bineînțeles că, de fapt, continuu eu să le spun, bineînțeles că ai violat intimitatea. Nu? Ceea ce, într-un fel sau altul, e permis, pentru că tu ești părinte, el este copil și tot ce este a lui îți aparține și nu are dreptul la secrete. Și răspunsul care? Păi nu aflam din timp. Dacă păi nu făceam dea, bineînțeles, domnule doctor, sunteți nebun, cum adică? Zic nu, dar uite, în fapt și de drept, dacă stai să te uiți la universul mai larg, de aia polițiștii au nevoie de mandat, de aia, într-un fel sau altul, avem un algoritm, pentru că probele obținute, ce obțin în instanță, de o manieră care nu este legală, nu sunt acceptate. Drept urmare, dacă am ajuns să formalizăm chestia asta culturală, apoi dă seama că dacă tu o să-i spui copilului tău adolescent, copile, uite, mami sau tati, din dragoste necondiționată pentru tine, ți-a umblat în lucruri fără știrea ta și ce să vezi, am găsit o chestie care ne-a tulburat profund. Adică, într-un fel altul, mm -hmm. caută să empatizezi. Care va fi reacția? Păi prima reacție a adolescentului o să fie de rușine. Profundă, profundă rușine. De vulnerabilitate. E ca și cum e da dat jos chiloții în mod. După care, ostilitate. Mm -hmm. De furie. Ce cauți tu acolo printre lucrurile mele? Și până să ajungi tu să ai un partener Dispus să audă și argumentul tău, a zburat de mult păsărica. În, în general, momentul ăsta, știi de care vorbești tu, um, când ajunge să se întâmple, de fapt, nimeni n-a făcut ce trebuia câteva săptămâni, luni, ani înainte. Adică, puneți un pic problema. Dacă un părinte ajunge și el în poziția asta, un, un pic mizerabil, de fapt, ca om să scotocească, să zgârmene, să cerceteze, să caute. Chiar dacă îi dăm tot creditul, ok, este îngrijorat, e, a văzut o schimbare în comportamentul copilului lui, vrea să ajute, nu e nimic malin în spatele chestii astea. Da, de fapt, el, el și-a ratat vagonașul lui acum vreo 3 sau 4. Bun, dar ce te-ai aștepta să facă? Să vină copilul tânărul la el și să-i spună, știi, Măi, eu ca... când o să mă vezi așa, să știi că am mă, o problemă eu în consum? Sau... Am, am, am un băiat adolescent deja, ok? Băiatul meu cel mare face 14 ani anul ăsta. Și nu o singură dată am discutat cu el, între noi fie vorba. Cred că deja, fiind ce am, are, a avut un mic contact cu, cu lumea asta și am să zic unde. Deci fii în fază. Sunt vreo doi ani de atunci. Mă trezesc într-o bună zi. E foarte important ca părinții să aibă o conversație cu copilul lor. Să știe cumva despre viața copilului Să știe numele prietenilor acelui copil. Să le știe câte, câteva dintre atitudini, comportamente, ce fac ei când părintele nu văd. Să bârfească. Bârfa e foarte important. E, și e, Fimiu se mutase în clasa 5 -a la o școală nouă și pentru că nu știa copia acolo, eu tot încercam să memorez numele colegilor lui noi, pentru că pe cei vechi știam destul de bine. Și într-o bună zi, e, mă trezesc că mă întreabă Fimiu, dar trebuie, e, pot să pronunți și nume de nume comerciale de Spune diverse lucruri. Ajută. Nu, 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 știu că am rămas cu da. reflexul ăsta. În, în televiziune nu facem reclamă, dar așa. bănuiesc că la un podcast pe ăsta vorbim pe. Așa. Așa. Și mă întreabă fiul era pe bancheta de spate, zice, auzi, tati? zic, da. Ce la Monster? Și eu mă uit așa în retrovizoare și îl întreb, prietenaj, dar tu de unde știi numele ăsta? Tu îți dai seama ce... Zice, a, nu, zice, colegii mei au venit cu Monster la școală. Pentru cine nu știe, Monster este o băutură energizantă care conține cantități copioase și de la un punct încolo nerușinate, de taurină, cafeină și alte ingrediente aromatizanți prostii. Adică substanțe psihoactive. Tudor, Legale. Absolut legale da. și într-o cantitate care realmente ar trebui să-ți dea lacrimi ca medic când te uiți gramaj, ce, ce ai într-o doză de energie. Bun. Uh, îi explic eu lui Fimi, uite, cafea în sus, cafea în minus, taurine, i-a plăcut numele, am răs. Câteva zile mai târziu, mă întreabă din nou, au stații, dar ce face uh, Monster? Și explic ce face, câteva uh, zile mai târziu, cumva tot, a, tot apărea chestia asta, zic, prietene, tu ai băut Monster? A, nu, zice el. Nu, niște prieteni de-ai mei. Era faimoasă, întreb pentru prieten. Întreb pentru un prieten. Și ai zis, știi că dacă ai făcut chestia asta, e ok să vorbim despre asta. Adică, știi cum, e, cum ziceau părinții noștri, nu-ți fac nimic, mi cu așa că nu-ți fac. Bun. Fapt este că luați o gură și fapt este că de la chestia asta era, era un pic crispat că intuise că face o prostie, o tâmpenie, o mizerie. Dar cu toate astea, știind un felul meu, a fost cumva mai la îndemână pentru el să discute cu mine decât să se teamă de o pedeapsă care va fi copleșitoare în cele din urmă. Bun, asta să zicem că e partea pe care poți să o faci înainte. Să mm. te racordezi tot timpul, să ai așa tentaculele, mm. ca să zic, întinse peste tot în, ba nu, în, și în viața scus, lui, ca să i -am, vezi... I-am spus uh... lui Fimiu, pe măsură da. ce înaintează în vârstă, că mi-a sărit acum și e bine să ajung și la un punct. I-am spus, prietene, e aproape sigur că vei consuma. E aproape sigur. E șansa mea ca părinte, dorința mea, singura mea rugăminte este să putem discuta despre chestiunea asta în limitele în care tu vei vrea. Zic uite, eu n-am să-ți caut în rucsac, eu nu am să-ți caut în telefon, n-am să stau să fac un fel de dronă, n-am să-ți urmăresc viața, pentru că în cele din urmă, oricât de mult mi-aș dori să te apăr, de mult nu te mai pot apăra. Și informațiile pe care tu le ai, cu mințișoara ta care crește... Va trebui să le sortez cumva, încât tu însuți, Fimi schiază, și schiază absolut genial, e un foarte bun schior. Și acum ai plecat la schi. Și am spus, uite, tu când ești pe schiuri, tot ce ai primit, primit tu ca trainer de la Paul, care era trainerul lui de schi, cumva ai nevoie să folosești ca să nu-ți rupi picioarele. Tea nu sunt cu tine pe părtie. Da? Ești tu, cu bețele tale, cu casca ta, cu ochelarii tăi și cu centrul tău de greutate. Mm -hmm. Și încrederea mea este că nu se rupi și Cu informațiile pe care le ai și pe care o să da. le folosești în momentul ăla. Să zicem că. N-au ajuns părinții să facă toate lucrurile astea, dar ajung în momentul ăla în care deschid rucsacul și îi dau pe pliculeț. Ce se întâmplă atunci că de acolo plecasem? Care da. ar fi reacția potrivită? Mai Prima reacție este să-și ceară scuze pentru faptul că au încălcat o lege nescrisă, să lase să se așeze un pic lucrurile și apoi să pună faimoasa întrebare dacă este să o pună, vrei să vorbim despre asta? Da sau nu? Este ok să nu, nu din să fie nu. este ok să nu. Um, și, ok, putem să nu vorbim despre asta. Graba este să te duc la psiholog, să te duc la doctor, asta spun toate canalele de media. Sunt unii care reacționează foarte violent, sunt unii care își imaginează că bătaia aia ruptă din rai o să fie super eficace și stârpim răul de la rădăcină, și prin asta, de fapt, fac mult mai mult rău. Am avut. Am avut de curând o speță de la mama supărării undeva în vestul țării, au venit mama, tata și copilul fix pe scenariul ăsta. Bine, copilul avea 18 ani, eu fiind psihiatru de adult și a rămas absolut interzis. Oamenii au venit cu trenul de noapte, îi găsiseră, nu contează ce, și omul a vrut să vorbească cu ei. De ce? De viața mea? Le-a dat, cum s-ar spune, jet. Dar ei au profitat că totuși, știi, că ei subsidiau, ei îl, îl, îl finanțau și a zis, bă, bă Când aia, stai tine, în casa mea, faci exact. ce da. Și au luat trenul de noapte de la vestul țării la București și m-am trezit cu ei la cabinet. Eu nu știu nimic din lucrurile astea. Și primul lucru pe care le-am zis, zic, ok, mă simt foarte stânjenit pentru că, apropo, și am spus-o și puștului, în lumea mea, conversațiile sunt consimțite și oamenii sunt liberi să nu le aibă. Drept urmare, dacă, cu tot respectul, ai venit până aici, dar nu vrei, strânge mâna și dacă vrei rămân să discut cu părinții, că ei au vrut, știi? Mm. Și puși a fost un pic contraria și ai zis, ok, am să rămân. Și apropo, asta este o altă chestie, eu doar o scurtă paranteză. Câștigi mult mai mult, mult mai mult, într-o conversație despre viața asta mai mult sau mai puțin discretă de consum, dacă n-ai să intri cu bocancul, dacă ai să intri, știi, ca într-o biserică. O să intri cu capul descoperit, și fără să te apuci să pupi icoane, cel puțin o să începi să te uiți la arhitectura locului. Oricând ni s-ar părea nouă de murdare, hâde, demente, lumile acestea, să știi că o anumită ordine și o anumită funcționalitate a lor. Ba mai mult decât atât, puștii vor să vorbească. Puștii vor să vorbească. Dar vor să vorbească într-un fel încât chiar să fie auziți. Cum îl faci să vorbească? E bine, reveni la puștul ăsta. Și am zis, ok, uh, am început să vorbesc, în, în, în primul și în primul rând am zis, uite, tu faci parte din conversația asta câtă vreme vrei, dacă la un moment dat nu-ți convine sau te enervezi sau ți se pare că, că lucrurile sunt într-o direcție cu care tu nu ești de acord, unu la mână poți să ieși, doi la mână poți să intervii, okay? trebuie să pui cumva, să instrumentezi într-un fel sau altul puterea de a răspunde acelui copil, că la 18 ani ești încă mai mult sau mai puțin copil. Și asta, spui tu, poate fi făcut și acasă. A, bineînțeles că de poate făcut Cum ai făcut-o la cabinet, poate bineînțeles, să Bineînțeles, dar este, acasă. este, este, o discuție, dacă, dacă vrei, care, Lupta e deja pierdută, a, Tudor. <gântări> să ne înțelegem. Lupta aia din capul tău ca părinte, copilul meu niciodată nu va face copilul meu nici cum, nu s-ar apropi... Lupta -aia e pierdută. De fapt, jumătate din drama prin care trece un părinte când află despre puștul sau puștului ca lui, că au consumat, este că îi se dărâmă un mit. Și, de fapt, și părintele se simte copleșit, rușinat și distrus. Ce n-am făcut eu? Dar unde am greșit mm -hmm. eu? Eu, mult din ego-ul să știi că intrăm în primele discuții. Și foarte puțin din dorința chiar de a fi de asistență. Eu cunosc părinți care, și la 20 de ani, spun: Da, copilul meu toată viața o să fie copilul meu. Prietene, nu mai e copil. E, e o persoană care, dacă a putut să meargă cu autobuzul și dacă a putut să-și cumpere un nedopotanic, pe semne că are niște libertăți pe care tu nu i le-ai conferit mental, în psihicul tău. Bun. Și au început să vorbească părinții din vestul țării. Um, fiecare dintre ei, unde mai sa, sau, fiecare dintre ei avea durere. Avea, avea durere. Uh, și asta e o chestie pe care, pe care iarăși, poți să o consemnezi. Durerea este un ingredient universal. Durere, probabil că a și puștulică la diverse momente când s-a simțit singur el consumului și cu, cu chestii care treptat crescuse. La fel de bine și părinții aveau durere. Și, apropo, în, în negocierea asta, în, în reconcilierea familială, când vine vorba de consumatori, uh, care poate că între timp au devenit și au dezvoltat adicții, durerea este un lucru care, care trebuie validat. Realmente trebuie validat. Pentru că de multe ori sentimentul pe care îl are consumatorul, fără să generalizez, este că atât de mult a dezamăgit și atât de uh, repugnant este sau, sau atât de respingător este în ochii părinților sau prietenilor sau partenerului de viață încât va fi izgonit. Și atunci nu-și mai acordă șansa măcar de a, de a păstra o linie de dialog. Și culmea știi care e. Că pe undeva psihologic consumatorul caută să ajungă la un fel de self-fulfilling prophecy, de profeție de asta auto -împlinită. Să testeze și în cele în urmă să vadă, băi, chiar așa e, părinții o să mă certe, o să mă bată, prietenii o să mă abandoneze, dar asta funcționează într-un circuit pervers de renforțare a obiceiului. Da? Adică în cele în urmă nu mai am nimic de pierdut, hai să stai aici cu pliculețul meu, să stai aici cu cuiul meu, să stai aici cu, cu viața mea, unde încă mai am iluzia controlului, pentru că oamenii de fapt mă urăsc. Și mă doare treaba asta, dar e o durere pe care alți oameni nu o înțeleg. E, ba, o înțeleg. Dacă revii și discuți despre ea, o înțeleg. Deci, da, te poți rupe din cercul ăsta și să zici. Dar multe... să găsesc oameni care să mă înțeleagă. De, de multe ori, apropo de comunitățile astea de consumatori, parte din consemnul comunităților de consumatori este că eu mă înțeleg și sunt înțeles doar cu tovarășii mei care mm. practic aceeași viață și au același stil și, în cele din urmă, mm. fumează același lucru. Ceea, ceea ce e ciudat. Pentru că, uite, mai e o chestie și e o chestie care nu e doar prototipală consumatorilor, dar o întâlnești și în alte zone. E ceea ce se numesc grupuri, psihologic așa e titulatura, <coughs> grupuri de control înalt. High control groups. Grupurile de control înalt, dacă vrei modelul e sectă, că de acolo a plecat, dar nu e doar pe baze religioase mm -hmm. sau nu e la, la, la centru un personaj de ăsta dominant, carismatic, cât există, dacă vrei, factori de constrângere și care țin grupul ca o hăituță de asta mică, foarte, foarte dens coagulat. Și unde se folosesc verbe, adverbe și propoziții care sunt extrem de dure, de fapt, și de drept. Loialitate. Trădare. Dă-ți da seama că în lumea asta e licit, a procurării, distribuției, mm -hmm. consumului. Ajungi la un moment dat să te bazezi pe 4, 5, 6 alte persoane. Când vine vorba de cine sunt oamenii ăia, oamenii se Sunt frații mei. Ok. Nu mai e nici măcar vorba de o prietenie, nu mai e nimic conjunctural, nu mai este anturajul de care vorbeam noi. Nu, este a doua familie, dar este o familie ca în stăpânul muștelor. Este o familie care este cumva dictată și de, dacă vrei, repulsia asta socială, culturală, care vine către consumator. Și atunci mai ai doi, trei, dar care sunt frații tăi, cu care împarți aceeași, între ghilimele, durere. Dar durerea aia este înalt controlată și este dependentă de faptul că părinții tăi nu o să înțeleagă niciodată. Doctorii, ce știu ei? Și culmea că noi în lupta noastră contra drogurilor venim și le confirmăm genul ăla de, de prejudecăți. De fapt. Adică ne comportăm de-a dreptul de parcă suntem niște tâmpiți care nu înțeleg durere. Și poate chiar suntem. În multe instanțe social poate chiar suntem un fel de tâmpiți. Și discutând, revenim la, la oamenii ăștia, discutăm cu părinții, le-am spus că am fix același lucru. Și oamenii s-au înfuriat. Adică am bătat adrum drum și am luat un tren de noapte și o să-i plătim consultația doctorașului ăsta ca să ne facă tâmpiți și am văzut, știi, genul ăsta, că se, se dregi oameni în scaun și am zis, nu cred om să nu fi fost cumva tâmpit la un moment dat, cu alte cuvinte, incapabil, cognitiv, de a procesa o informație. Că de-aia ajung oamenii să facă, și le-am zis pentru de ajung oamenii să facă unor lucruri care sunt atât de ciudate. Dar puștul ăsta asculta, știi? ăsta asculta. Și o parte din el procesa pentru prima oară că lucruri pe care le făcuse poate că nu erau chiar atât de istețe. Și poate că nu era chiar atât de popular. Și poate că dintre experiențele fizice, fiziologice pe care le avusese, fără niciun dubiu mișto, hai să o spunem și pe asta, fără niciun dubiu mișto, foarte șmechere experiențele sub influența substanței pentru el ca amintiri. E ca un fel de Disneyland. Te duci, te dai în carusel și așa mm -hmm. mai departe. Bun. Dar minciunile, dar disimularea, dar reforma asta afectivă vis-a-vis -vis de cui sunt loial, pe cine trădezi, asta era o chestie la care, de fapt, deodată, toți trei în încăpere ca familie se uitau așa un, un pic jenați și părinții continuau să. Dar el, dar el. și am spus, băi, ultima oară când am verificat, le-am spus, voi erați părinții lui și el era copilul vostru. Fără doar și poate are 18 ani, este un tânăr adult își decontează propriile facturi deja. Dar nu putem schimba raportul moral. Și pe undeva s-ar putea că și voi aveți nevoie să vă uitați în ochii lui și să zicem băi, uite aici noi credem că am fost tâmpiți, că, că am greșit. Da, știi ce vreau să întreb, Gabi? Unde mai e limita până la urmă? Pentru că dacă tu spui experiențele sunt mișto, pe de altă parte, dacă discuți cu cineva și acel cineva zice înțeleg, Facem toți chestii din astea pot, Putem să vorbim Nu începi să duci chestia asta într-un fel de normal Adică și altă lume înțelege ce fac Oricum experiențele sunt mișto Mai are rost să discutăm despre ele Ca despre ceva nasol Sau despre ceva Cuvânt. din care Înțeleg de unde vii um, Și e, e, e corect E corect să ridici cumva întrebarea asta vis-a-vis -vis de nu trivializezi. pericolul trivializării. Singurul lucru care mai rămâne este ce se întâmplă cu creierul tău și cât de praf ți-l faci. Cred că e singurul lucru care mai rămâne din această discuție. Dar cine mai ajunge acolo? Asta e întrebarea. Uite. Um, vreme de zeci de ani au fost și sunt oameni care le-au făcut demersuri de a stârpi fenomenul ăsta, fenomen care coexistă cu specia umană încă de la incepție. Încă. Ce s-a întâmplat pe drum, asta e altă poveste socioculturală, un, dacă vrei o enciclopedie a drogurilor, trebuie să meargă mult mai departe decât ce discutăm noi astăzi. Să normalizezi în fapt și de drept. Este primul proces pe care îl poți face. Inițial către un armistițiu, ulterior către o diplomație și finalmente către o formă de pace. Discuția asta despre consumul de substanțe n-a fost dintotdeauna o discuție procuratorial polițienească, o amenințare la adresa Securității Naționale, o dinioară și era treptat recunoscută. Era strict o problemă între suferind și vindecătorul. Era, era o chestiune care de fapt ținea de viața privată a individului. Dar în comunitate, în trib, în împrejur, era văzută prin ochi și ochelari compasionali. Pe undeva noi ne-am pierdut compasiunea. Când merg la aceste grupuri în care sunt delegat, le spun, uite, dacă ar fi să simplificăm și să spunem că există o filozofie vis-a-vis de um, împărțirea resurselor, aș vrea compasiune maximă pentru consumator. Și toleranță minimă pentru traficant. E un lucru pe care îl, îl spun după aia. Una dintre realități este că pentru a-și susține consumul, mulți puști ajung să traficheze. Și sunt dublu exploatați. Pe de-o parte sunt exploatați de substanță, pe de-altă parte sunt exploatați de oameni care sunt foarte și reci. Și sunt oameni care sunt responsabili și de traficul de carne vie. Sunt oameni care sunt responsabili și de infracționalitatea care iese din zona de narcotice. Mm -hmm. Sunt bișniți meni. Și da, pentru oamenii ăștia nu am compasiune, pentru că au luat și au pervertit până la urmă o failibilitate, sau în orice caz, o problemă în umanitatea noastră, în sănătatea noastră, și din chestiunea asta au descoperit un izvor nesfârșit de bani. Piața de narcotice este imensă. Piața de narcotice sponsorizează războaie. Ca să înțelegi pe unde suntem. Eu nu sponsorizează, nu știu, um, Vacanța o de la lux film. sau unuia, nu, da, nu, sau nu, ceva. Nu. nu. Vorbim de o piață care este calibrată în așa fel. Și de fapt aici este singurul șarpe cu prea multe capete, Hidra, știi? Că um, e, e cumva un comerț gândit să înlănțuiască înlățuia, să beneficiarul final. Traficanții de droguri nu sunt singurii Asta e partea problemei noastre, de generație, de cultură. Ei sunt în afara legii. Dar, egalmente, vedem cum, că pentru un om de știință ca mine, pentru un psihiatru ca mine, de fapt și de drept, autostrada aia, să știi că nu e făcută doar de traficanții de droguri. Autostrada aia este făcută și de operatorii de, de servicii de streaming pe internet. Este făcută și de oamenii care îmi vând salam într-un fel sau altul. Adică este țintită tot timpul să mă bombardeze, să mă prăștieze, să mă stimuleze și să-mi dea o nevoie intrinsecă de a fi proptit de recompensele pe care le obțin. Mm -hmm nu neapărat de a trăi într-o lume în care interacționez pe orizontală cu alți oameni, ci tot timpul, tot timpul de a căuta să am ceva, un fel de suzetă de asta, știi, metafizică, pe care o țin în gură ca să nu mă mai tem atât de mult de bolile mele, de urățenia mea, de sărăcia mea relativă, de lipsa mea de succes, tot motorul ăsta de frustrare este în cele din urmă țâța de mulți, de foarte mulți oameni. Or, revenind la situația din cabinet, revenind la situația în momentul în care ai un copil care consumă substanțe, tu zici, ok, normalizare. Ce înseamnă normalizare? Pe păi, într-o primă fază, normalizare înseamnă să admitem că acest lucru s-a întâmplat, că tu și cu mine nu suntem nici juriu, nici judecător, nici călău, că suntem oameni care caută să vadă dacă există o formă de ajutor. Unde suntem noi în raport cu ajutorul respectiv? Să ne poziționăm încât să fim eficienți în ajutorul pe care îl dăm. Tu știi, la începutul carierei mele, în formarea mea de terapeut, a fost o, o, o propoziție mișto pe care am auzit-o. E o propoziție șmechere pe care am auzit-o și care e contraintuitivă Și care spune așa, a, nu da ajutor când nu-ți se cere. Acum, Parabola bunului samaritean spune că pe aici, pe dincolo și plină lumea de oameni altruiști care se sacrifică, nu e așa? Dar în fapt, dacă ar fi să facem vreo diferență, în general, în viața bolnavului, în viața suferindului, în fața omului din, din tot ceea ce înseamnă proximitate, va fi pentru că acea persoană ne-a lăsat, acea persoană ne-a chemat, acea persoană ne-a cooptat în procesul respectiv. Pentru că dacă nu face chestiunea asta, nu e musai să ne dăm noi de ceasul morții. Poate copii. să ajungă cineva la terapie fără să-și dorească lucrul ăsta? Da. Da? Da. E... Și am, am să spun funcționează? Adică, nu. 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 Dar, dar piața complicității este mare când vine vorba de ofertanții de servicii de sănătate mentală. Credem că există o densitate simetrică pe câtă prostie aud în, în piața publică vis-a-vis -vis de mesaje date, cât privește substanțe narcotice. Pe atât de multă. ca o să găsesc termenul potrivit acum, mizerie. Găsesc și în piața de psihologie. Da. Și când zic piața de psihologie, atenție, nu mă refer neapărat la oamenii care. care pentru că unii dintre ei sunt foarte, foarte șmecheri, unii dintre ei sunt pasionați și uh, îi respect și îi admir pentru munca pe care o depun când vine vorba de pacienților și respectiv clienților în terapie. Dar când zic piața de psihologie, mă refer la tot. Mă refer la pamflete, mă refer la podcasturi, că și noi facem unul, dar ăsta e adevărul. Mă refer la, la tot ceea ce înseamnă, de fapt, plastografia. Un știință minunată, iubesc psihologia, dar plastografia este în floare acolo. Ca și în cadrul medicinei. Adică nu mai știm stânga, dreapta, tot felul de, dacă vrei, articulații de astea noi convingătoare, pentru minți care, care, sunt din ce în ce mai puțin dispuse să meargă până la capă. Dacă le livrezi în 30 de secunde ceva, îl încorporează imediat și de-a mm. doua zi fac chestia. Păi și oamenii se îmbogățesc pe chestia asta. Pentru, pentru că, că, au făcut că oamenii o... vor pentru că oamenii vor rețete Pai, pentru că, pentru foarte că de fapt, concentrate tu, pentru că de, fapt, de urmat. În, în DMZ-ul ăsta, în zona asta de militarizată, în războiul contra drogurilor, prosperă tot -o o felul de carcalași de genul ăsta. Cu cât e războiul mai intens, cu atâta găsești de genul ăsta de samsari. De asta spun că e cazul să normalizăm. De asta spun că e cazul să ne auzim unii pe ceilalți. Bun, după ce ne auzim, după ce ne înțelegem, după ce admitem că e ok și că nu suntem dușmani, deci după ce totul devine foarte, foarte prietenesc în discuția asta, ce mai rămâne? Care e diferențiatorul care să nu-i confirme unui consumator că e până la urmă ok ceea ce face? Adică, văd că sunt înțeles, văd că nu sunt certat, văd că se găsesc o felul de discuții colaterale despre subiectul ăsta. Uh, văd toate lucrurile astea pe care uite mi le spune Gabi Diaconu că nu poți să ajungi la terapie forțat, că trebuie să faci așa, după care mă întreb, ok, și atunci de ce mai discutăm? Ce problemă am de fapt? E foarte uh, bună și observația asta, care e punctul, dacă vrei, de turnură în cariera unui consumator, nu contează de ce, vis-a-vis -vis de nevoile lui de sănătate. Și, uh, fără doar și poate că aici o să fiu un pic prețios ca doctor și o să zic, bun, există o parte de prevenție după care există diverse intervenții pe care le poți face pe drum și apoi dacă e să vorbim de profilaxie, există și o profilaxie terțiară și poate chiar cu aternarea anume gestionarea complicațiilor sau consecințelor și directe și indirecte ale consumelor, adicția fiind doar una dintre ele. Apropo, și, și trebuie să o spun și pe asta. În procesul de normalizare, dacă este să fie un proces de normalizare, Vine și un moment în care trebuie să spargi bula de iubire și de fascinație. Și asta e o chestie pe care eu le zic pacienților mei uneori. Mi-ar plăcea, chiar mi-ar plăcea ca prețul caruselului ăsta în care te dai cu balonașul tău, cu pastiluța ta, cu prăfulețul tău, cu cuiulețul, cu... ca prețul pe care îl plătești să fie corect. Dar nu e corect. Uite ce le zic am o prietenă care lucrează la Spitalul Sfântul Stelian, ei și-au cumpărat o mașinărie super acolo și pot să facă niște analize foarte amănunțite, toxicologice, pacienților lor. Spitalul Sfântul Stelian e spital pentru cei care au adicție. Și ce au descoperit cei de acolo, și chiar sper să publice la un moment dat rezultatele studiului lor, este că la niciun pacient, într-o serie de pacienți internați în spitalul respectiv cu consum de substanțe legale, ilegale, nu contează, la niciun pacient care afirmativ a spus că a consumat doar un tip de substanță, aparatul n-a detectat doar substanța respectivă. Mă, omule, la niciun pacient. În fapt, știi care e numărul mediu de substanțe pe care le găsești la un pacient care spune că a consumat o substanță? În jur de 40 de compuși psihoactivi. Mă, 40! Sau mai mult, ai un mediu. Unii mm -hmm. sunt cu 2-3. De ce? Pentru că e o piață murdară, pentru că e o piață care în, în cele din urmă e o piață de compromis, Oamenii nu-și imaginează că traficantul de droguri are un laborator de ăsta țiplă, curat, boboc. Și de asta le spun pacienților. Adică tu știi mei, că cumperi două, trei produse, da, dar de fapt în ele sunt vreo 40 <laughs> diferite, nu? Asta, tu, tu asta, Cumperi. Știi cum e? Acum, în paharul ăsta noi zicem că avem apă, da? Dar imaginează-ți că înainte ar fi fost până și petrol. Tu cumperi tot felul uh -huh. de chestii care au prin paharul uh -huh. ăsta pentru că cineva uh -huh. nu l-a spălat. Pentru că cineva n-a avut interesul să păstreze o minimă igienă. Și le spun oamenilor care lucrez. În sensul normalizării, zic, parte din dilema asta, știi, din, din drama asta pe undeva, este că tu ai crezut că te dai în carusel, dar de fapt sunt multe alte lucruri care s-au întâmplat în corpul tău pe care tu nu ți-ai fi dorit poate să le consumi sau pe care să le trăiești. Mm -hmm. Și lista este destul de lungă. Și nu ești întrebat învață-mă ce să consum ca să n-am efectele astea secundare. Adică, ok, cum să spăl paharul la atât de bine Dar încât tu știi să asta, nu beau asta decât este, apă din el? Atent. Apropo de mutația insensibilă la momentul la care pronunți cuvântul normalizare. Asta e deja o chestie care într-o altă galaxie. Este într-o cu totul altă galaxie. Da, sunt oameni care critică destul de vehement ideea de reglementare și normalizare și apoi sunt oameni care spun, mai omule, nu e preferabil, apropo de consumul de substanțe. Măcar să știi că dacă puncte puncte compusul X, chiar e compusul X și doza Y, chiar e doza Y și consecința Z, chiar e consecința Z din perspectiva politicilor de sănătate, conceptul ăsta se numește harm reduction sau reducerea consecințelor secundare. Și sunt țări care au început să se uite un pic mai atent la chestiunea asta. Evident că o să fie niște haiduci de ăștia care sunt extrem de femenți. Statul devine traficant de droguri. Da 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 du du du. Nu pe bune? Eu am ajuns la vârsta la care mi se pare foarte obositor să gestionez. Tâmpiții nu e foarte greu, proștii nu e foarte complicat. Dar, dar oamenii ăștia cu polonice și cu, cu, cu capace și care bat în ele ca să fie băgați ei Păi în nu, dar hai să găsim reperul. Reperul e știința, nu știința îți spune că dacă nu, consume sănătatea. Este... Sănătate, sănătate. mă rog. Și sănătatea ar trebui să aibă în spate știință și știința ar trebui să fie totuși omenească. Bun, și asta întreb eu. Există anumite substanțe consumate în anumite doze care produc anumite efecte care nu-ți impactează foarte mult sănătatea? Cred că asta e întrebarea pe care o să-și pună toți. Și dacă vrei să mergi Poți pe Pot să tangenta... consum doar ceva fără să-mi distrug creierul, de pildă? Dacă mergi pe tangenta acestei întrebări, inevitabil trebuie să intri în zona alimentară, respectiv farmaceutică. Pentru că schisma asta odinioară a fost făcută din motive în care n-am să intru foarte mult. Da, sunt substanțe care sunt adictogene. Da, 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 da. sunt. Și asta, dacă vrei, este parte din problema intrinsecă. Și nu toate dintre ele sunt ilegale. Nu toate dintre ele sunt uh, dătătoare de unicorn și curcube. Nu uita că una dintre marile epidemii cu care ne confruntăm în prezent n-a plecat dintr-un cartel, ci a plecat din zona Big Pharma. Scandalul oxicodonei și scandalul cu analgezicele opioide care sunt în alta dictogene, nu a plecat din mintea unui vagabond, a plecat din mintea unui afacerist. Și la fel de bine ai scandaluri similare pe piața băuturilor energizante la menționat, dar aici pe piața băuturilor carbogazoase. Aici da? pe piața Grâului, în felul în care oamenii fac produse de panificație, aici pe piața cărni, când vine vorba de felul în care la un moment dat îți cost optimizezi vânzarea de marfă de a ta. În momentul în care vorbim de politici de sănătate, normalizarea înseamnă să ieșim din fetișul ăsta al drogatului, drogaților, drogurilor și să intrăm mai mult în zona deciziilor pe care să le luăm, prin care oamenii să trăiască mai bine. Ok, eu asta întrebam dacă există, adică dacă faci apel la știință, nu? Și spui ce consum ca să nu -mi prăjească creierul. Mm -hmm. Adică poți să porți discuția în, în parametrii ăștia, că accepțiunea generală este că orice tip de consum, nu, mai ales sistematic îndelungat, are niște daune. Poate exista consum de o anumită substanță într-o anumită doză fără aceste daune? Aici, dacă vrei, musai, trebuie să ajungem la originile contractului pe care un om îl face la un moment dat cu o poveste. Contractul omului cu povestea este cetățenia și este constituționalitatea anumitor state. Omul face un contract prin actul lui de naștere, dar și prin buletin, pașaport, ce știu eu, că trăiește într-o țară care, apropo, este o expresie artefactuală inventată de mintea umană și că face parte dintr-un ecosistem de reguli și de legi. Asta e un principiu. Da? Respectul pentru lege este un principiu. De ce trebuie să menționez asta? Pentru că și sănătatea trebuie să fie sectantă uh, la legi, am vorbit mai devreme de genul ăla de intersecție, dar acum venim din partea asta la altă. Acolo unde știm că există dovezi, că sunt lucruri care amenință sănătatea, dar că sunt și lucruri care promovează sănătatea. De principiu introducem chestiunea asta omului. Uite acum, în perioada în care tu și cu mine vorbim, noul președinte al casei de asigurări a vorbit de faptul că România este o țară bolnavă, cu mulți bolnavi. Că dăm prea multe concedii medicale, dar nu pentru că e neapărat o suveică de asta, de a statului, dar s-ar putea și pentru că cetățenii sunt din ce în ce mai necăjiți și ce a spus Herdea a fost, ar trebui să facem un survey al sănătății populației. Ceea ce pe fond este o idee bună. A aludat la posibilitatea ca un astfel de survey să fie făcut cu titlu obligatoriu. Ultima persoană care a avut o idee mareață de genul ăsta a fost Eugen Nicolaescu, acum foarte mulți ani, dacă ți-aduce aminte. Și proiectul respectiv a costat o pală de bani și a generat date în continuare insuficiente. Dar în alegerea politicilor de sănătate, dar și deciziilor de sănătate, de principiu lăsăm la îndemâna beneficiarului să urmeze calea cea bună sau intervenim cu un șurub aici, un șurub dincolo. Știi că da, îți trebuie filozofie medicală până la urmă. Trăim într-o țară în care statul decide ce e sănătate pentru tine, da sau nu? Eu mă întrebam mai degrabă, Gabi, foarte țintit, la ce spune medicul? Adică dacă poate să existe în capul unora ideea asta că dacă consumi Anumite tipuri de astfel de substanțe nu pățești nimic. Spre a, nu e de altele. E dacă beau apă, adică aici dacă a... e discuția. Nu, 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 nu. Hai să fim uh, foarte clari. Asta e povestea pe care o spune traficantul. Nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Asta e povestea pe care o spune traficantul. Ok? Dar e povestea pe care o spune și uh, cămatarul, e povestea pe care o spune și feneu. Nu vrei tu banii ăștia, nu te costă nimic. Tot are un preț pe lumea asta, de fapt. Totul are un preț. Droguri e un cuvânt pe care îl resping pentru că etnogeneza lui cumva și lingvistica lui pleacă într o perioadă a farmacologiei în care droguri erau toate substanțele care declanșau un răspuns fiziologic în, în organism motiv pentru care inițial nu erau farmacie erau și și drogherii Na, în lumea asta largă. Și puteai să cumperi acolo diverse leacuri. Bon. Și drogurile au fost odinioare. Leacuri înainte de a fi transformate în bunuri de larg consum. E bine, în zilele noastre, medicamentele pe care noi le prescriem au prospecte. Da? Și prospectele respective conțin indicații, contraindicații și tot felul de alte treznăi. Oamenii uită că în al doilea paragraf, când vine vorba de contraindicații, nu e ce-au visat noaptea cercetătorii. Acolo întâlnesc toți oamenii neștiuți, nevăzuți, anunim, nimeni nu știe de ei, dar care la un moment dat, or -au ori s-au au murit după ce au luat medicamentul respectiv și cineva a consemnat treaba asta nu o să găsești veci pururi un prospect la magazinul de vise. Nu. Ce o să găsești este ca pe undeva și să-mi fie iertată comparația, că nu e o analogie perfectă, dar să știi că nici chiar așa de deșanțată nu e. La fel ca la plafar. Piața de naturiste, de suplimente, este, cum să spun, o hiperbolă absolut magică de cum face bine pentru că nu face rău. Și ți-e mintea cu tot felul de cartilaje, cu tot felul de ierbulețe, cu tot felul de extracte, cu tot felul de decocte, cu tot felul de esențe, cu tot felul de concentrate. După care zici, bun, show me the data, arată-mi datele. La fel cum pe piața asta, care apropo nu e reglementată farmaceutic, e considerat supliment alimentar că vorbeam de alimente, da? nu se să întâlnești foarte multă normalizare, dar și critică, gândire critică, la fel și pe piața de narcotice, pe piața de substanțe de uz recreațional, promisiunea este să faci bine pentru că nu se face rău. Dar de unde știm chestia asta? Pentru că așa spunem noi. Ai spus chiar tu mai devreme la începutul discuției noastre, poți să consumi o dată de două ori și să mergi mai departe în viață ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și întrebarea este câți dintre consumatorii zic la un moment dat, pot să merg de 2, 7, 9, 19 ori fără să consider că mi se întâmplă ceva. Și aici cred că intrăm într-o zonă din asta în care de bâșbâială. de Eu turbulență? cred că nu o să devin dependent și cred că nu o să îmi creierul pentru că am consumat de câteva ori. Nu? Zonele și... astea de turbulență, să știi că, că, inevitabil ajung să se refere la uh, un ultrafiltrat de ăsta, știi? Un supernatant E un termen foarte fain, nu l-am mai folosit de mult. Adică ce rămâne la suprafața poveștii? Noi vedem adicții, noi vedem cazurile tragice, noi vedem cazurile care într-un fel sau altul ne, ne strânesc angoase și ne fac să avem coșmaruri când căutăm un rucsac cu adolescentului mm. și deodată îl vedem pe un pad de spital fără niciun viitor. Și, și inevitabil, da, în realitate vor fi niște mii, poate niște zeci de mii și evident cu cât devine e un argument și aici, cu cât devine mai normal între ghilimele consumul, ai zice cu atât mai mult să intre pe piața de risc, etc. Și atunci ar fi bine să ferim încât unii să nu se întâlnească niciodată cu ursita, știi că de fapt despre asta e vorba. Cu ideea asta că de fapt în consum este o ruletă rusească și că în ruleta asta rusească s-a întâlnit hoțul cu prostul și că de la momentul la care ai avut un minim contact lucrurile au luat oras. Și noi medicii pe undeva contribuim la nemernicia asta, să știi, dintr-o proastă și insuficientă înțelegere a mecanismelor interactive între gene și mediu și tot ceea ce înseamnă factor de risc, până și medicii ajung la un moment dat să fie genul ăsta de, de profeția ai răului. Ai fumat un cui, ți-ai distrus viața, te-ai dus odată la e un festival, pas, trei, ceva nasa. Dumnezeule Mare, cine a furat un nou, mâine va fura un bou. Ok, și nu e așa? Nu. No. Adică asta e, că dacă zici nu, 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 e așa, nu. atunci vine uh, contraperspectiva care zice, "Ah, păi dacă nu e așa, atunci pot să fac da, chestia da, asta asta. O, aici mă, asta este o până presupunere. Când? Și această presupunere, dacă revenim la începutul discuției noastre, se ambalează pe alte argumente într-o cameră eco, în care, de fapt și de drept, avem nevoie de frică pentru a păzi o bostănărie. De principiu, de principiu, eu, și nu cer asta nimeni unei alte persoane, mă simt suficient de liber încât să iau deciziile mele de viață bune și sau rele. Și dacă las pe altcineva să se bage în viața mea, este prin consimțământ. Dacă nu, nu. Uneori le spun oamenilor, foarte preocupați de boală, de viață, de moarte și așa mai departe, că prea puțin mai rămâne din toate aceste lucruri dacă începem să subjugăm indiviz spre binele lor. Și atenție, pentru că de fapt și de drept diavolul stă mereu în detalii. Atenție la felul în care spre binele unei generații începem să-i din drepturi și libertate. Și atunci ce trebuie să facem? Să-i dăm informația, măcar. Unul la mână să... informație, doi la mână tu în fapt și de drept toate ronhosurile astea, toată sforăiala asta cu lupta, cu antidrogul, cu campaniile. E cu... evident că sunt niște oameni care câștigă niște bani destul de ieftin, prostind destul de multă lume, să creadă destul de multe lucruri sau care de dacă fapt nu au bifează că au făcut Dar, ceva. Okay, la o parte cu ei. Um începe să te uiți un pic mai atent la partea cealaltă, la piața de servicii, la partea de asistență, la partea de... Presupunând că am avut o experiență negativă, nu? Accidentală. Prima oară în viață am mâncat o prejudică și am văzut un icon. M-am speriat, m-am dus să vorbit cu părinții, sunt în județul Mehedinți, unde mă duc? Sau sunt în județul Telemorman, unde mă duc? Sau sunt în Constanța, să zicem că m-am intoxicat cu o substanță necunoscută, dar și mi-e rău. Uh -huh. Unde mă duc? Să zicem că sunt adolescent și a dat peste mine cineva cu mașina și era intoxicat. Care e starea, de fapt, și de drept a sistemului? Partea noastră, știi cum e? Dacă toată lumea și-ar face treaba, probabil lumea ar fi mai bună. Cum ar trebui să funcționeze o astfel de lume? Cum ar trebui să funcționeze un astfel de sistem? Cam despre câți actori ar fi nevoie, fără să fie neapărat asta început unui banc? încât să schimbăm becul ăsta. Pentru că dincolo de tot și de toate, jurământul meu a fost, în momentul la care m-am făcut doctor, că am să-mi pun cunoștințele în slujba omului. Dar n-am să intru ca popa cu busuiocul peste el în casă, n-am să-i țin de tot felul de discursuri de-astea despre cum se omoară cu zile. Dacă asta este opțiunea lui, nu te supără. Și dacă există și va exista, credem că va exista în continuare opțiunea unor oameni pe lumea asta, din pământ, din iarbă verde, să facă o substanță psihotropă. Credem. O să o facă din tencuială, o să lingă pereți și o să pună tot felul de ingrediente pe care le iau din chestii de la magazin ca să-și dea un trip. Ok, de acord. Eu cu oamenii ăștia mă lupt. Sau pe oamenii ăștia îi ajut. Cum știu că se omoară cu zile? Vezi că ne întoarcem la aceeași poveste. Dacă respingem ce ne spun părinții, domnule, o să te omori cu zile, tot um... doar, toți ne omorâm cu zile Uite, vezi, asta e o, e o nebunie A generației noastre În urmă cu 2 ani a ieșit un, un studiu Care ar fi trebuit să pună foarte multă pauză În comunitatea medicală și care susținea Pe bună dreptate, că în zilele noastre Al doilea, al treilea de fapt, mint Al treilea mare killer al umanității E medicina Și de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că am devenit atât de buni Ce înseamnă că al treilea killer al umanității Este medicina? Anume, din ce în ce mai mulți oameni Ajung să moară în contextul unui act medical dar nu pentru că noi am devenit mai proști meseriași, ci pentru că adresabilitatea a crescut atât de mult și succesul unor tratamente a crescut atât de mult încât bol care tradițional omorau nu mai omoară și am început să învingem și cancerul și tratăm infarctul mult mai bine și accidentele vasculare se recuperează și obezitatea este deodată o epidemie prin contrapartidă și s-ar putea că oamenii mor în cadrul unui act medical. De ce asta e asta important? Pentru că pe fond asta ne spune de cât de puțin am ajuns noi să înțelegem despre moarte, despre boală, despre suferință, dar și despre noi înșine, când vine vorba de capătul de drum. Când vine vorba de capătul de drum, eu ca psihiatru discut cu oameni și la cap de drum. Oameni care au cancerul despre care nu pot să facă nimic. Eu vorbesc cu aia cu care alți oameni nu vorbesc cu care ridică din numeri, știi? Zic, nu avem ce o face, ce vă la psihiatru. Eu discut cu oameni în, în ipostaza aia, care deja e reprobabilă medical, despre care medicina nu mai are răspunsuri. Și eu mă gândesc, bun, ce mai poți să faci când, aparent, nu mai poți să faci? Și credem că la e momentul în, în care cartea mea de psihiatrie nu m-a învățat. Dar m a învățat oamenii. Drogații ăștia de care vorbești tu. Extremofilii ăștia care sunt alungați de societate. Am avut o experiență foarte, foarte faină cu un om care afirmativ n-am de unde știi. În trei luni a fumat 50 de kilograme de iarbă. <fie> nu, nu știu dacă oamenii își dau seama cam, cam ce înseamnă 50 de kilograme de iarbă. Un, un personaj absolut fabulos. fabulos Crescător de marihuana în România anilor 90 înainte să se fi prins politicul, că asta e o unealtă de conversație electorală, etc., dar care a venit la mine, nu contează ce a văzut, unde a văzut, cum și ce impresie a făcut, și care mi-a spus un lucru. Băi, doctor, eu le-am făcut cam pe toate. Am încercat și psihiatrie, am fost și internat, am luat ce vrei tu, am încercat orice fel de drog vrei tu și eu acum, ca anii pe care îi am, am zis că vreau să am o experiență, ce și de am și venit la tine, vreau să am o experiență cu cineva care să nu îmi vândă căcatul ăsta cu diagnosticul, cu tratamentul, cu recuperarea, cu detoxul, pentru că, și cel puțin pentru mine, chestia asta este foarte low level. S-ar putea că am ajuns la vârsta la care să-mi spun poveste. Și cineva mi-aș dori să mă asculte și adevărul e că l-am ascultat. Mm -hmm. uh, nu e un model de urmat. El însuși spune, băi, nu vreau ca oamenii să facă ce fac eu sau cum fac eu. Dar la fel de bine zice, uh, băi, să spun atâtea tâmpenii și oamenii își permit să vorbească despre noi cu atâta siguranță și cu atâta aroganță, încă zice, tare mi-e teamă că printre pagubele colaterale sunt și niște curioși by curious people, știi? Oameni care sunt la o răspântie. Mm. Păi și care sunt împiși pe drădelușul ăsta, nu neapărat din pricina seducției substanței, dar din pricina spiritului ăsta, știi? Habotnic. Ce cred că am câștigat mult mai mult dacă ne-am permite să discutăm om cu persoană. Noi nu suntem infractori, noi nu suntem pleava societății, noi nu suntem toți cazurile alea disperate. Ah, și mai e un lucru în Tudor. Foarte interesant lucru, de fapt. Păi nimeni nu vorbește de recuperare, reabilitare, reinserție, dar și dreptul la demnitate al persoanei care este fostă consumatoare. Într-un fel sau altul, e un fel de scapă cine poate, și dacă la un moment dat, e, e haios. Eu mai vorbesc cu pacienți de-ai mei care îmi spun, da, în facultate am consumat asta sau cealaltă. Și de fapt și de drept când îi întreb, ok, zim cum s-a terminat povestea asta. Nici nimeni nu m-a întrebat asta până acum. Cum de-am luat deciziile pe care am luat. Toată lumea e foarte interesată de obicei despre... Oh, te drogat! Sunt foarte puțin oameni. E și tratamentul stigmatizat? Da. Da, 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 da. da. Dar, dar e, e, Adică dacă zici mă recuperez după sau... Nu, fac este, este, sau... Este, 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 dacă vrei o, o, chestie care... ca și în multe alte lucruri, noi, ca, ca, ca lume, știi ca generație, ne descurcăm de minune să ne ascundem terorile, unele dintre ele supre și altele superne, în altele închiloți. Drept urmare, încă n-a venit vremea în care, de exemplu, și eu o mai spun uneori, pacientul meu psihiatric să aibă aceeași largheți de a vorbi despre experiența lui de boală sau experiența lui de tratament, așa cum are un cardiac, sau așa cum are un reumatic, sau așa cum o are, nu știu. O, o persoană care și-a rupt piciorul și care căreia, știi când dezrup piciorul și spune un aparat gipsat, vin toți colegii să-ți semneze pe aparatul gipsat și o chestie asta. fă bine! Știi? Și inimioare și E, puraș. e dacă, dacă ar fi să fie boala psihică un fel de fractură și dacă tratamentul ar fi un fel de gips, nu vezi pe nimeni să semneze pe prospectul antipsihotil. Adică mie lucrurile astea chiar, chiar, chiar îmi dau un, un fel de pauză intrinsecă și asta pentru că Așa cum am pacienți care au diabet, care au boală cardiovasculară, care au cancere, care au neuropatii, care au diaree și sindrome gastrointestinale, cronice, uneori. Păi la fel sunt și ai mei care se duc în, în, alte zone. Când zic ai mei, evident, afecționat mă refer la pacientura mea. Nu mi-aduc aminte să mă fi indignat eu vreodată când mai a zis pacientul meu care are diabet. E, îți jur că dacă se duce pacientul meu cu schizofrenie prin alte cătune, brusc oamenii să devină atenți. Mm. Pentru că asta este deja, dacă vrei, consecința rasismului medical. Dar sunt două feluri de pacienți. Sunt pacienții cu pămare, sunt pacienții cu pămic și al treilea fel sunt pacienții psihiatrici, PP-urile. Ori, ăstea sunt lucruri care trebuie schimbată. Vorbim de normalizare. Mai lumea în care cresc copiii noștri este o lume în care astfel de lucruri vor continua să se întâmple. Vor continua să se întâmple. Suntem responsabili în ziua respectivă dacă tonul conversației pe care îl folosim este unul care stigmatizează, sau dacă este unul care ridică un pic cortina. Există vindecare de dependență? Nu știu ce înțelegi tu prin vindecare. Tocmai, că adică, există chestii, da, chestia asta ești dependent al de și du-te și fă bine, nu? Adică, vorbim vorbim de ce vindecare, trebuie, te faci Uite, bine? în oncologie, când vorbești de vindecare în caz de cancer, știi, cancer free, nu mai are cancer, că n-am mai găsit nicio celulă canceroasă pe acolo, deci nu mai are cancer. Cam, cam, cam asta e vindecarea, așa cum înțelege Vulgu. Când, când eu studiam medicină, uh, vindecării era atașată o expresie în, în manualul de semiologie și era o expresie din latină, veche, de pe perioada lui Galen și care uh, era așa, restitutio ad integrum. Anume, în, în momentul în care o parte a organismului nu funcționa, vindecare, ergo sănătate, presupunea că te întorceai la starea de integritate a funcției Organul, nu, nu spunea nimeni cum, <laughs> apropo. Dar reveneai la o formă de integritate, la o formă de funcționalitate. Și dacă ar fi să fie așa, vindecarea în psihiatrie este regula, nu excepția. Regula nu e excepția. Adică, spre exemplu, bună oară în cardiologie, dacă o persoană are hipertensiune și ia un antihipertensiv, măsurătoarea tensiunului arterială va fi integră ulterior. Ergo, se va fi vindecat de problema cu pricina câte vreme ia medicamentul respectiv. La fel, majoritatea pacienților mei cu probleme psihiatrice acute și sau cronice revin la un nivel de funcționare normal, integru, după episodul de boală pe care l au. Unde nu se întorc ei foarte mult la normal, nu e în sensul medical sau în sensul meu personal, profesional de a interpreta lucrurile, cât în ochii celorlalți. Și asta pentru că nu funcționăm, de fapt, într-o lume normală. De asta te întreb, într-o lume care nu are de fapt elemente corecte ale normalității, e o majoritate care decide ce o să mâncăm diseară la cină. Într-o lume care vede pacientul psihiatric ca fiind mai cu moți și care de fapt caută să le expulzeze social, nu o să ne intereseze de fapt dacă se vindecă. Dar o să spunem un lucru, că tu de fapt mă întrebi un lucru și care dacă vezi pe fond e un bias subconștient pe care inclusiv tu îl ai. Spui așa, dar oare suntem în siguranță până când nu o să avem certitudinea vindecării bolii psihice? Dar nu mă referam neapărat la boala psihică, poate că am formulat eu greșit, ci la această dependență, la adicție, dacă scapi de ea. <laughs> și nu e întrebarea pe care... E cam același lucru, oricum mai pune problema. Da, dar e întrebarea pe care o auzim, nu? Pentru că ori, și tu, ca și majoritatea oamenilor, te poți oamenilor, lăsa cu adevărat? Păi, asta, tu chiar crezi că există creiere născute sau dobândite care sunt imune la adicție și, drept urmare, dacă cineva cumva pică de pe piedestalul ăsta al creierului, care cumva este a toate că am fost învățat într-o emisiune anterioară să nu presupun nimic. Da. Deci nu presupun și atunci de-aia întreb. Uite. Um... În, în, în tot ceea ce înseamnă, pentru că înseamnă totuși ceva, persoanele cu comportamente adictive, persoanele cu dependențe, persoanele cu tulburări asociate consumului, zona asta, sunt învățate cumva cu eșecul. Sunt învățate cu recăderea, cu alunecările și așa mai departe eu fiind de fel adictolog și aș vrea să fie foarte clar, da? supra-specializările mele sunt în suicidologie și psihotraumatologie. Sunt oameni care se supra-specializează în adictologie sau în alcoologie dacă vrei, care se ocupă din ce în ce mai mult doar de alcool și am mult respect pentru oamenii ăștia. M-am trezit prin, prin forma firea mea după ce am început să discut despre substanțe cu mai mulți pacienți care vin din, din spațiul ăsta sau din provincia asta, din țara asta. Și una dintre realități este că nu poți să schimbi ceea ce nu definești, măcar cât de cât, a cătării. Și nedefinind a cătării conceptul ăsta de vindecare, mulți dintre ei vin cumva cu dorința asta, cu năzuința asta și nu se întâmplă așa. Nu are cum să se întâmple așa. De asta am și eu, pentru că aud asta și la ei și la anturajul lor. ce le spun este că, din punct de vedere al neurofiziologiei lor, dependența este o chestie cu care o să moară indiferent dacă se lasă sau nu. Vulnerabilitatea nu rămâne aceeași, dar chiar și după ani de abstinență este diferită de marja din populația generală. Ba mai mult decât atât și asta este o veste argumentabilă științific care pe unii ne căjește foarte tare, dar asta e adevărul. E o vulnerabilitate pe care o transmit transgenerațional. Deși dacă, să zicem, ei în tinerețe a, pentru că așa a fost făcut studiul ăla, un studiu absolut genial. În au consumat cocaină, s-au lăsat de cocaină, n-au mai prizat cocaină, au făcut copii, copiii lor vor avea o vulnerabilitate. Copiii în ce sens avea. mai exact? În sensul original de a... sau... Nu, în sensul original pe care am vorbit și noi, știți, vorbeam de recompensă, mm. pedeapsă, neurobiologia creului. Neurobiologia va fi cumva susceptibilă. Dar susceptibilitatea neurobiologică nu e un minority report, adică nu e un argument de infracționalitate latentă. Doar pentru că mi se aprinde beculețul creier în momentul în care văd un copil, asta nu mă face un infractor sexual. Știi, apropo de chestia asta, venind vorba de tulburări de comportament, intersecționalitatea asta, adicție, suicid, adicție, violență infracțională, mm. adicție, inclusiv viață infracțională sexuală, sunt, sunt foarte încălecate unele cu altele. Adică sunt persoane care fac și de aia și de aia și de, de aia. Mm. Și de de -aia. Iar, iar consumul sau intoxicația acută de multe ori un factor mitigant, adică în contextul intoxicației se întâmplă diverse lucruri. Ei bine, uh, a existat un studiu care a fost foarte controversat. Um, de ce a fost foarte controversat? Pentru că oamenii erau interesați să vadă cum funcționează creierul unui pedofil. O spun așa foarte prozaic, și evident au invitat mai multe persoane, un lot de persoane care fuseseră condamnate pentru infracțiuni compatibile cu pedofilia și un lot martor. Și ar trebui să fie o, o experiență imagistic foarte mișto, mm. pentru că de fapt îi băgau un aparat remene funcțional și urmau să vadă ce părți din creier se activează la cei cu, evident, diagnostice psihiatrice de pedofilie și alte tulburări obzite versus oameni care nu aveau diagnostic cu asta. Ce s-a întâmplat în studiu? În studiu respectiv, unora dintre aceia care era un lotul martor, li s-a prins creierul asemănător mm. cu o persoană condamnată și care se afla în detenție și cercetătorii au intrat într-o vrie ce facem cu informația da, asta. uite ce zace în oamenii ăștia, nu? Asta a fost concluzia. Păi nu că, nu. A, a, atenție, nu e cam povestea cu barba albastru. Oamenii ăștia, de fapt, nu se uitau pe gaura cheie. Erau foarte multe presupuneri intermediare pe care ei le făceau. Mare, mare atenție. Mm -hmm. Erau foarte multe presupuneri intermediare pe care acești oameni le făceau. Pe mine știința m-a învățat să fiu sceptic chiar și când mi se pare că mă uit în fața adevărului absolut. Faptul că se aprinde o lumină într-o încăpere nu înseamnă că știu ceva despre întrerupător sau despre intenția omului care aprinde lumină. La fiecare pas ideea asta de corelație între lucruri ar trebui să ne creeze, și de-aia știința ar trebui să fie lentă, să, să, ne creeze întrebări dar și să ne dea bifurcații către deschidere, nu către închidere, că în cele din urmă, tu știi cum e, marele inamic al bunului simț este certitudinea. Pe mine mă îngrozesc cu oamenii care au certitudini. Există o butadă spusă de un fizician, i-am uitat numele despre un alt coleg care s-a apucat să facă reclamă la produse din țigări și spunea așa, he was often in error but never in doubt. Adică adeseori se înșela, dar nu se îndoia niciodată. Certitudinile oamenilor sunt ele care ajung să ne facă probleme suplimentare, inclusiv în discuția pe care tu și cu mine o avem. Pentru că atâta vreme cât, și vorbesc din nou de vindecare, atâta vreme cât noi avem o idee categorică despre ce înseamnă vindecare în lumea în care trăim, se pot întâmpla din două una... Prima chestie care se poate întâmpla e să fim trișați, înșelați în așteptarea noastră, o obținem și o pierdem. Și a doua, nu o obținem niciodată și disperăm. În domeniul acesta al adicțiilor sunt niște pași importanți care au fost făcuți în, în ultimii ani. Și există tratamente noi, dar există și modele noi. Sunt oameni ca mine, ca alții, care caută să integreze zona aceasta, care este hardcore, biologic, centristă, către o zonă un pic mai largă, care merge inclusiv către zona social-antropologică, merge spre zona culturală și merge pe partea de politici de sănătate către o formă de inclusivism. Oamenii aceștia nu sunt distinți de noi. Ei trăiesc printre noi. Îți jur că sunt printre colegii mei, printre colegii tăi printre oamenii care inclusiv au decis în țara asta, oameni care consumă substanțe de uz recreațional. Și la sfârșitul zilei, tot ce ai de făcut, apropo de vindecare, este să-ți imaginezi cum arată o lume în care așa ceva nu se întâmplă deloc. Adică, știi cum e, să aplici regula aia, să întorci un pic felinarul ăsta. Mergând pe ideea asta mai departe, poți să vorbești de un opus al dependenței? Care e opusul dependenței? Dacă vreți să spun. Opusul de dependenței este isihasmul sau hermitajul. Da. Adică sunt oameni într-o practică a spiritualității care ajung să renunțe la toate lumești și care în experiențele lor spirituale, religioase și liturgice pe care le au, caută să penetreze un anume nevăzut. Eu sunt ateu, hai să fie foarte clar specific și asta, dar cu, cu, cu tot ateismul meu sunt un om ale cărui uh, oglinzi, colaterale, când mă uit la lume, merg spre zona asta. Um, și la fel de bine am observat că experiențele spirituale, religioase, uneori pot să decide soarta unui, unui consumator, în felul în care oamenii își schimbă flagrant. Percepția asupra propriului corp. Deci, opusul dependenței nu e fi și tu normal. Așa cum ar spune un părinte no, nu. copilului sau cineva din anturaj, nu fi dependent, fi și tu normal. Nu, Dumnezeu nu ceva, nu? Dar dacă, dacă vrei, <coughs> tocmai cenzura asta a majorității sau a conformității pentru unii oameni care sunt divergenți sau care sunt marginali ajunge să fie un catalizator pentru nu doar revoltă, dar și pentru un străinare, pentru o anomie socială. Sunt, sunt oameni, eu însumi fiind un marginal, în momentul în care Mă refer la personalitatea mea, sau mă refer la preferințele mele literal, culturale, gastronomice, poate. Eu nu mă consider de normal. Și dacă cineva mi-ar spune că sunt normal, nu te supăra, poate chiar m-ar simți ofensat. Nu, nu disprețuiesc normalul, nu am o problemă neapărat cu oamenii normali, văd suficient de bine încât să-mi dau seama că nu sunt ca ei. Problema mea nu e că văd eu bine că nu sunt ca ei. Problema mea periodic și problema altora ca mine care trăim în marginali este că suntem chemați la oastea asta a normalității. Ce aveți cu noi? Adică, pe păi bune, serios. Adică nu e ca și cum eu mă duc peste oameni în casă căutând să le impun muzica mea sau să le impun stilul meu de viață sau găurile mele din urechi. Dar se vor găsi mereu oameni care să-mi spună că e pentru binele meu sau pentru sănătatea mea. Și pe mine chestia asta, să, să spun sincer, mă frustrează la fel cum facem politici de sănătate de la o lectră sau de la un amvon în care ne apucăm noi din cămăruța noastră ecou să spunem unei întregi populații, voi sunteți unul la mâna anormal, dar dacă reveniți în rândul nostru folosind tehnologia noastră, veți fi normal și nu aveți de fapt altă opțiune. Da, și o să primiți o steluță. Da. Dar apropo, uite și de asta cu normalitatea și cei normal, ai zis mai devreme că oamenii consumă fie din durere, deci ca să anihileze o durere, fie ca să-și producă plăcere sau și mai multă plăcere. Asta dacă vrei și o simplificare a unui model. Eu care simplificare, dar aici să și mă gândesc, poate că la durere poți discuta. Eu mă întreb ce zic oamenii despre cei care, cei care consumă ca să-și producă plăcere sau și mai multă plăcere. Poți să-i spui cuiva, Tone, dar bucură-te de toate lucrurile pe care le ai, și fără substanțele astea, că sunt o grămadă, mai ai nevoie de niște plăceri în plus exacerbate, poți să găsești plăcere în extrem de multe lucruri. Poți să faci raționamentul ăsta cu cineva? Poți, care să, faci care un, poți să faci un raționament, dar vezi tu, aici s-ar putea că eu sunt un pic. Um... <coughs> Poate chiar un pic mai mult influența de meseria pe care o am. În meseria pe care o am, dacă este să, metaforic vorbind, să merg într-o moschee, am să mă descalț, dacă este să merg într-o biserică, am să mă descoper, dacă este să merg într-o sinagogă, să îmi pun chipa, dacă este să merg în viața unui consumator, am să joc după regulile lui. Și va fi mai puțin important pentru mine, da, de ce n-a făcut ce a făcut, am să caut să angajez o conversație cu el în care să-mi arate casa lui, parcul lui, lumea lui, în măsura în care, și e foarte important de observat, um, uneori îl aduc alții la mine, altor s-a decis el sau ea să vină. Nu cred că ne oprim suficient de mult să apreciem sau măcar să aprofundăm cadoul de încredere pe care ni-l fac acești oameni în ziua în care discută cu noi. Nu am să glorific mai mult sau mai puțin o lume care e făcută din aceea sordidie ca și normalitatea pe care o povestești tu, Tudor. Hai să nu fim dintr-o dată, vai, dar noi cu civilizația și cu chiuvetele noastre mai late și cu dușurile noastre și ferestrele noastre luminoase și sărmani. Nu, hai, hai să nu picăm în păcatul pseudo-empatiei. Cât mai degrabă la nivelul respectului reciproc, și la nivelul momentului la care suferindul vine în fața unui medic și îl încredințează cu toate tumulturile și cu toate nebunile lui, îl încredințează cu un instrumentar. Și spune, bun, eu până aici am putut să, cu resursele mele și cu alegerile mele, de aici înainte aș fi dispus, de exemplu, să îți încredințez posibilitatea că tu să-mi pui mie un diagnostic și tu o să-i spui chestia este ea boală, deși eu i-am trei consecințele, eu știu, mult mai bine decât tine, pentru că eu o sufăr. Tu ai citit-o într-o carte, eu o trăiesc în corp. Dar ți-o ție, fă ceva sau dăm o idee sau dăm o soluție sau dăm o pastilă sau lucrează asupra mea. Tu îți dai seama cât de mare e momentul ăla energetic. În, încât... care îi dai voie cuiva să lucreze asupra ta. Bineînțeles. Da. Bineînțeles. Tu și cu mine, dacă mi ieși acum pe stradă, am la un, un, random stranger, un cetățean de ăsta străin care și l-am lăsat să ne bage un deget în fund să vadă dacă avem vreo tumoră? Nu! Nu! Când avem copii, faptul că îi ducem la doctor și doctorul respectiv le ia sângele, bagă un ac în venă și noi îi lăsăm. De unde găsim ne resursa asta? Păi pentru că am inventat, dacă vrei, în, elementul ăsta sociocultural, meseria de medic. Și am dat un, un credit și creditul ăsta să știi că are și un element care este transumanist și care la bază are ideea asta de ajutor, ideea asta de solidaritate umană, ideea asta de bine delegat. Mă faci bine, îmi faci bine, îmi dai bine. Ori, eu nu e o chestie asta foarte, foarte ușor, cu atât mai mult cu cât binele este o realitate în munca pe care o fac. Unor este rău sau foarte rău sau îngrozitor sau absolut sinistru. Vreau să te mai întreb ceva foarte direct, Gabi. Există droguri ușoare, droguri pe care să le poți consuma sistematic pe lungi perioade de timp, uh, fără să zici că ți se întâmplă ceva? Da, avem atâtea. Adică pe bune. Păi, nu. <laughs> în sensul în care. Le avem în galantar, eu... avem în Magazine, uh, avem Sugar Free January, de exemplu, zahărul este cel mai mare drog al zilelor noastre. Cel mai Marele, marele rechin alb al umanității în secolul XXI este zahărul. Și oamenii intuiesc chestia asta, pentru că îl găsești peste tot bine ascuns, este marele conservant, știi, sunt polizaharide și monozaharide care sunt conservanți, îndulcitori, aromatizanți, glutamat, este o întreagă mizerie care este acolo în industria alimentară și noi admitem uneori că sunt adictive sau că, mm -hmm. că într-un fel sau altul. Sau că consumul excesiv poate să ducă la ceva, dar în ceea ce privește mm -hmm. aceste substanțe recreative, poți să spui despre unele. E ok. Pot să consume asta, că nu are niciun impact asupra creierului, sau nu are mai mult decât mai, zahărul, sau e, nu are mai mult decât uh, chimicalele alea exista, pe care le bagi din mezele. Dacă vrei, există tabele de, de compuși și care merg de la simplu la complex. Nu e o clasificare pe care am inventat-o, este o clasificare care, care funcționează în lupta contra drogurilor. Partea care, care e descumpănitoare nu e că avem tabele și că avem unele mai ușoare și unele mai grele. Tu știi, partea care e uh, cumva. Descumpăritoare acum este viteza cu care se fabrică unele noi. Lumea asta în care trăim, la nivelul ei de digitalizare, la nivelul ei de interconectivitate, la nivelul ei, dacă vrei, de virtualizare, dar și de viteză de transport a făcut ca părți care altădată erau izolate geografic unele de altele să poată în sfârșit să se întâlnească. Așa cum am avut, spre exemplu, o perioadă în care la fiecare al doilea an se dubla puterea computațională a procesoarelor, să știi că ne uităm acum la puterea de sinteză și lansare pe piață de noi substanțe psihoactive. În strategia pe care am propus-o și pe care o discut la nivelul destul de de vârf al României, când vorbim de droguri, e ca și cum trăim oșuleți la Academia Română, ar, ar, de până povești vânătorești. Ce vine către noi nu mai este despre droguri, ci este despre o industrie de sintetice înalt, înalt specializate și care au o rată de dublare uluitoare. Și atunci, soluția asta cu bătătrână cop și campanii de informare pe care o propune statul român și nu numai, mie personal mi se pare că e absolut. Bun, dar poți să zici ce de e natural, bășur. ce e, nu știu, ce fumezi din cârnepă, hai nu să zic exist. așa, asta e mai bun decât, adică e ok, aia, mergi cu aia, că e în regulă, povestea nu maricoan... produce facube. Povestea marihuanei ar, ar, ar merita o, o discuție complet separată, mm -hmm. în primul și în primul rând, dat fiind faptul că nici marihuana de astăzi nu mai este marihuana de ieri. Și povestea marihuanei, dacă vrei, ar putea să fie o sursă de înțelepciune pentru felul în care a, a schimbat omul planta. Și ai putea să argumentezi și planta omul. Um, Cannabis este, este, este o chestie absolut uluitoare. Descoperirea sistemului neuronal de endocannabinoide cred că este marele succes al secolului 20 în neurofiziologie și în neuro și posibil și chiar și în psihiatrie. Și cu toate acestea, de ce zic că marihuana de azi nu mai este marihuana de azi? Speciile hibride care au fost create tocmai pentru proprietățile recreaționale ale unuia dintre, dintre compușii psihoactivi, tetrahidrocanabinolul, a făcut să dresăm într-un fel planta asta, să răspundă unor nevoi ale noastre, dar și planta ne-a dresat înapoi. Știi că unii spun că uh, oamenii au fost domesticiți odată cu, sau nu știu s-au așezat odată cu apariția grâului, mai sunt unii care observă că grâul sălbatic are mai puține boabe decât grâul domestic, s-ar putea că ei ne-au uh, înlănțuit pe noi, mă refer la spicele de grâu. So, Discuția cu marijuana, de ce zic că este importantă? Pentru, pentru că știi că vorbeam mai devreme de felul în care, la un moment dat, creând în mod absurd și stupid politici prohibitive pe o anumită categorie de substanțe de uz recreațional, creezi presiuni care, care duc oamenii către, către NPS, către substanțe psihoactive noi sau către opioide, către zona asta. Oferta este imensă, omule, imensă. Vorbeam de fentanil, capturile de fentanil și car fentanil în zilele noastre sunt suficiente să omoare jumătate din Europa. Există un excedent pe piață de substanțe. La fel de bine cum capturile astea care sunt făcute de serviciile narco și de poliție și de procuratură nu fac altceva decât să stimuleze o industrie care intră în pierdere să-și găsească un mod de a scoate pârleala sau pe undeva fenomenul este mult mai mare decât soarta consumatorului. Noi, ca politici de sănătate, putem să băgăm spaima în om, putem să ne apucăm să luăm la bici fiecare om descoperit în trafic la un test pozitiv, mm -hmm. sau, mai bine zis, să ne ridicăm nivelul de conștiință vis-a-vis -vis de chestiunea asta, pentru că, vezi tu, dacă admitem măcar pentru un moment, cu bune curele, Um, că două mijloace de recreație pot să aibă aceeași motivație în spate, dar una este mai safe decât cealaltă, putem chiar să mergem pe linia compromisului că ar fi preferabilă varianta A decât varianta B, deși amândouă sunt poate ilegale. Un, un, uneori mintea unui stat sau mintea unui țăr trebuie să judece inclusiv în zona asta care depășește granițele legii apropo de affordability, apropo de ce își permite. Uh -huh. Pentru că vis-a-vis -vis de ceea ce își permite, crede mai și asta e o chestie care poate că fluieră în biserica, mai mult sau mai puțin, constituțională, fiecare stat permite un nivel de corupție, de exemplu, fiecare stat permite un nivel de trafic, fiecare stat, într-un fel sau altul, știe că există forțele astea telurice, știi, partea asta care este seismică în arealul lui și care, mai mult sau mai puțin... Lasă oamenii să respire, asta însemnând și traficantul, și tâlharul, și violatorul, bine, normal ca asta, de asta spun că fluieră într-o biserică, pentru că ne dorim să fim impecabilă. Zero violuri, zero bătăi în bar, zero tâlhării de case. Dar pe de altă parte, fenomenul ăsta, dacă vrei, al devianță, infracționalității, bla, bla, recunoaște totuși marile zone hidrodinamice în bazinul ăsta profund al oricărei țări și de la un punct încolo cenzura micii infracționalități, deodată devine rezonabil că s-ar putea să cauzeze mare infracționalitate. Și atunci când vorbim de, de substanță sau când vorbim de ce e ușor sau ce este hardcore, da, la limită acesta e procesul de normalizare de care îți vorbeam. La finalul discuției noastre, Gabi, dacă ar fi să ne uităm la trei lucruri, uh, cumva ghidul ăla de care vorbeam la, la început, ce le unește? Cum să-ți dai seama că cineva din anturajul tău are o problemă? Ce faci când afli că e consumator de substanțe și cum poți să ajuți? Care ar fi lucrurile astea? Comportamentul se schimbă. Ar fi bine să fii tu însuți sau însăți educat și cel puțin uh, conștient de idiosincraziile, de biasurile tale, de prejudecățile cu care vii în discuție. Și în mod simetric ar merita să știi lungul nasului, iar acolo unde n-ai informație sau n-ai competență, caută, vorbește cu cineva care, care, are echipamentul ăsta, ca la orice altceva. Nu te grăbi să-ți pedepsești copilul, nu te pregăti și nu te grăbi să-l Asta nu e o chestie care să fie rezolvată doar prin emoționalitate umană. Este rezolvată printr-o tehnologie umană. Și da, există rezolvare. Succesul este mult mai mare la momentul la care cooptezi consumatorul, mai degrabă de momentul la care îl judeci. Asta e la mintea cocoșului. Medicamentele pot să fie utile. Medicamentele nu ar trebui să fie niciodată prima intenție. Fii pregătit că în orice astfel de problemă este o curbă de învățare și o să fie recăderi. Fi pregătit să negociezi soluții de-astea, dacă vrei, de siguranță, mai degrabă de toleranță versus intoleranță. Adică e preferabil să consume de o manieră safe decât să nu consume deloc și să recadă foarte des. Negociază, 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 pentru că sănătatea nu se termină aici. Este o problemă ca oricare alta. Și ca oricare altă problemă, miza succesului este de bună seamă dată de mezalianța asta dintre tine și beneficiar. Dacă nu o ai, eu înțeleg la ce se gândesc cu oamenii, că poți să faci bine, între ghilimele, pacientul bătându-i medicina, știi, să-l bați cu tratatul de anatomie în cap, se face bine. Ar fi și consumatorii. Mulțumesc foarte mult, Gabriel Diaconu. Dacă vreți un loc în comunitatea celor care află lucruri interesante ca toate astea de azi despre care merită să vorbești, care să-ți fie de folos, vă invit să dați subscribe. Pe curând!